Salutare! Bun găsit la un nou episod podcast cu Dichis. De data asta probabil că v-am găsit ceva mai bine, dat fiind că astăzi a fost liber. De ce a fost liber pe 24 ianuarie? Ne-am gândit să vorbim puțin astăzi alături de invitatul permanent al podcastului, stimabilul Cătălin Oprișan. Să trăiți bine, v-am regăsit. După cum se poate vedea conservatorism și un pic de modernism. Exact, da. dar am în două soluții comode. Exact, eu cum recunosc tot timpul, e singurul hanorac ce mă mai încape? Am o cămașă <laughs> și un hanorac. Și eu caut să pun cât mai puțin nasturi pe Fără zona, nasturi, pe zona exact. centrală. Dacă dacă pleznesc, îmi dau mie în față. Da, nu, dacă... să nu avem de lucrat exact. încă. Monșer, ar părea că pe asta de 164 de ani în momentul de 165 de ani în momentul ăsta, s-a cam spus orice era de spus. Nu o să venim noi să adăugăm ceva nou, dar doar o să încercăm să facem o oarecare structurare. De niște ani încoace marcăm foarte simplu 24 ianuarie în calendar ca fiind zi liberă. Ne rugăm să nu pice la sfârșit de săptămână. Da, sau să facem o punte în situația ideală. Acum pica prost. Miercuri. Asta e. Nimeni nu i perfect, măcar suflăm puțin. Ne rugăm pentru anii ce vin. Dar mai înainte, eu fiind născut în 89, altcumva n- da, mă scuzați, îmi pare rău. cumva n-am perceput o știu că era o zi, însă din ce mi-au relatat cei mai în vârstă decât mine, știu că era o zi care avea o importanță aparte și înainte de 1900. Se aniversa. Nu comparăm cu 1 mai sau cu 23 august, clar că nu așa, dar se aniversa. Mi-aduc aminte că se făceau faimoasele hore, dar nu prin București. Se făcea una la Focșan, probabil datorită apropierii de Milcov și una la Iași, clar. Se făceau în care se, prindeau, se prindea și Nicolae Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu. Cu frame. Nu, nu ei, oamenii cu năframe, cu pâine și sare și așa mai departe. Costume tradiționale. Fodul, exact. În principal în fața casei de cultură în Piața Mare. Pe esplanadă. Acolo se făcea. Una. Doi la mână. Programul televiziunii naționale, două ore chinuite câte erau, se termina tot timpul cu Hora Unirii. Era un cerculeț așa Hai și să dăm mână, cu mână Așa se termina, deci la auzeai în fiecare seară Iar imaginea lui Alexandru Ioan Cuza Nu cea reală, normal Cea bărbierită Cosmetizată, da? Adică nu băgam cu secularizarea verilor mănăstiri, nu. Băgam cu reforma agrară, că domne, l-a luat de la. el lua de la. Amărâți, de la bogaci și de la, dea la țăranța așa, cu moșii în roată, nu mai plânge că unde a te-a scuipat boierul, te pupă, zic că te-a pupat un vodă. Și era și reprezentat grafic în așa, povestirile un... istorice, da, chiar, de, cred de, că în seria lui Dumitru, Dumitru... Almaș. Așa, uh, și mai subțire cu unirea, dar zicea că am devenit. nu exista că regat, că așa mai departe, nu. Că Muntenia s-a unit cu Moldova și în, în spiritul lui Mihai Viteazu, Cred, nu vreau să greșesc, și eu aveam 13 ani atunci, adică la Revoluție. Dar cred din ce mi-aduc aminte că se vorbea mai mult despre cât se putea vorbi. Acum oamenii să nu crede că se vorbea cum vorbim noi, se făceau 5 minute în plus, se vorbea mai mult de 24 ianuarie decât cartofi, decât de 1 decembrie. Poate cei mai în vârstă care urmăresc podcastul ne pot face serviciu să ne lasem în comentarii niște relatări despre cum se serba că nu -a aduc aminte, pentru că 24 acolo ianuarie. Altcâmba. Era cu regalitate, acolo era cu popa, cu jandarmii și cu, 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 cu ăștia din sat, cu învățătorii care au făcut Unirea. A citit un un băiat care nu prea era halit, citise proclamațiunea veniseră oamenii la rege și... hai să o lăsăm deoparte, aici era altceva, ok, tot un fel de rege era, când Dar era președintele era o rânduire de... mai veche, exact. părea deja în ilo tempore, nu mai părea de, a... de actualitate era de al nostru, știi tot ce s-a făcut sub Carol și sub Ferdinand și Regina Maria mm. Mm. de aia da, anumite lume, cuza Rosetti au fost da, nume acceptabile da. și în... o trăgeau și pe faptul că era cu Gogălnicianu o trăgeau, o legau cu independență. Păi ce legătură are, mă, 59 cu tare? Și uh, cu negruții, cu chiar dacă ei, nu știu, ei, pe vremea nu exista că au fost contra unii, niciodată nu Toți spus. au fost într-un cuvânt. Niciodată nu s-a spus. Dar da, și cred că se, când se mai adunau vorba ta din astea rotunde, 110 ani cu tare, se mergea la Milcov, la propriu, la râul Milcov Să se Hai vadă Milkov, zona care fusese altădată granița dintre Moldova da. și țara românească Exact că Despre asta e vorba se mergea, La, la Milcov nu facem reclamă unor băuturi alcoolice. Da, să nu cred acum să... Ci este pe care altădată separa cele două principate românești Corect, corect. De acolo pleacă, deci putem să spunem totuși că de 165 de ani 24 este o sărbătoare care a fost permanentă Da, în da, n-a fost trecută... românilor. N-a fost trecută cu vederea Și cred că n-am trage-o de păr Dacă i-am spune că este de fapt actul de naștere Al României moderne Cred că ăsta va fi și titlul Correct. acestui podcast este... Mai vorbeam noi scuză-mă doar o secundă Că pe 26 venea ziua lui Ceaușescu Și atunci o lăsa mai încet Că ar fi venit 24 2. 20... Bă ce face că tu începeai cu 2-3 zile N-aveai cât atenție la... să întinzi a da, de -ai... Și atât Aminteai Dar nu era trecută la uitare totală Da, da, da Segmentul ăsta de la Tudor Vladimirescu până la da, Unirea principatelor da. convenea propagandii de atunci, Când că cum erau suntem... răscularea maselor. Exact, asuprite... și cum suntem noi Cu drumul taberelor și cu armata poporului. Absolut. În timp, o... eu așa am învățat. Băi, poarta de intrare în cartierul meu, sectorul 6, era locul unde Tudor Vladimirescu și-a așezat taberele în Dealul Cotrocenilor. De acolo ei. Așa eram, așa știam. Eroic da. De altfel, eu, din păcate, stau atât de bine cu editarea grafică, încât. Nu m-am putut pricepe să fac da, pe ultimul calculator tip de grafică, se poate vedea. Dar, în schimb, am adus ca să demonstrez faptul că este, de fapt, actul de naștere a României, decă dacă facerea României, propriu-zis, începe la 1848 cu etapele premergătoare cu divanurile ad hoc și cu convenția de la Paris, actul de naștere este pe 24 ianuarie 1859, numele copilului se botează abia în 1866. România, că până da. atunci au fost Principatele Unite, și de acolo tot crește, devine majoră în 1878 cu independența, după aceea își face cumva și starea civilă, că devine regat. Corect, asta e frumoasă, da. În 1913 își mai cumpără un pic de casă, că ia și cadrilaterul, și în 1916, după dăi și luptă nei cu șurule, în sfârșit se rotunjiște și se formează România Mare în 1918. 1900... dar nu prea 18. mult. Da, om, dar nu prea momentul 1859 până la 1918 este momentul maximei noastre istorice Or, de acolo Era legat tot timpul de, de personalitatea lui Cuza mai mult decât de actul istoric în sine Adică când da. se vorbea era cu el care făcuse dreptate și, cea mai și a făcut și unire Așa e dar se nu se, pornește. de la Domnice, latura da. socială. Exact. Și aici, mi-am făcut, documentare făcut documentarea... cu ca, îi prindea pe toți. Am parcurs cel, și manuale de istorie Unul dintre de cele mai șmechere restaurante din afara tecuciului, de unde suntem noi, de Ios, de, nu de loc părinții mei, că Ios în am București, așa, era Ocaua Lucuza. Așa s-a chemat restaurantul. Și până și acum cred că mai este la fel. Unde mergem mă? la Oca? Băi, când mergea, era intercontinentalul în București, cum ar veni, știi? O caua lui Cuza. Ca să lămurim, o caua este o măsură arhaică exact. pentru cereale, cel mai probabil, pentru, mă rog, fel de fel de mărfuri vărsate. Era un soi de găleată Cu în care, care, se măsura și unii și dintre ăla avea fundul dublu, avea ridicau fundul găleții, găleata da. ar fi să fie măsură universală și în felul ăsta îți dădeau mai puțin, mai Corect. ales când făceai o cumpărătură mai amplă. Adică nu mi-aduc aminte să fi vorbit vreodată despre Elena Cuza pe vremea lui Ceaușescu niciodată. De nu, că că era că și o da, mai nobilă, că, că, era, era din acolo. familia Rosetti. Da. În nu, general, niciodată. Se, cam niciodată, niciodată. Era Gogălnicianu, care avea să fie și artizan, sau că a avut dispute cu el. Bă, erau doi, Gogălnicianu și Cunentu, cu Nentu. Și cu de ansamblu era că poporul făcuse unire. Poporul și nu prea cu exil, cu niciodată. Nici o, coaliție cu, cu, cu se mai auzise. Dar nu. Ceea ce afirmația asta cu poporul nu e complet Corect. doar că are nevoie și de o conducere politică poporul respectiv ca să poată <laughs> să, se, să se manifeste. Poporul. Și un alt clișeu care, din păcate, s-a prins de data asta la nivel de expresie și l-a subliniat foarte corect între alții, domnul Lucian Boia, e că e greșit să spui mica unire. Păi cum? Adică există două feluri de uniri, mari și mici, sau cum? E unire. Da, este unirea principată Fără, știi, mica unire, comparativ cu 1 decembrie. El consideră și îi dau dreptate că e un act mai important decât Unirea din 1918, care este doar de desăvârșirea, pentru că la Unirea din 1859 s-a creat ideea de stat. De stat românesc. Ne-am dat seama că putem să fim uniți. Dacă nu se crea fermentul, nici pâinea eu nu mai, crește eu după -am aia. Mai serios m-am uitat pe bătălia de la Vaslui. Ca a fost acum cu 10 ianuarie 1400 și zice așa, oastea condusă de Ștefan cel Mare, deci ca să o dăm un pic și cu ce a însemnat românitatea și spiritul ăsta de frăție între noi. Oastea lui Ștefan, Ștefan cel Mare concea oaste formată din moldoveni, din niște băieți trimiși de peste munți, de Matei Corvin, de cine să fi rugat el, de mă trimite. Deci niște maghiari, niște unguri și de niște leși, polon, ceva de -a? contra unei oști formate din otomani și din munteni. Deci noi la 1400 tot am fost prieteni așa moldovenii cu muntenii. Da, da, da. Și pe urmă Ștefan a cucerit de două ori București. Exact. Ca să știm că a fost adică la ideea București ideea asta Ștefan probabil mai. că apare undeva 1800 și un picuț și e dusă sus de tot la 48. Cum a demonstrat-o istoriografia ca sub formă de concept este formulată pentru prima oară în gândirea cronicarilor: că, băi, noi de la râm ne tragem, ne tragem. încep să observe, băi, vorbim o limbă corectă, dacă, identică, ne, dacă ne forțăm, ne înțelegem. Da, asta era ideea. E similară. Ești cu perjă și cu alea, da. Dar de la ideea unei uh, comunități culturale până la ideea politică a unității, mai Corect. va, încă vreo 200 și de ani. <laughs> Până ajungem în secolul XIX, secolul XIX vedem o harta Europei de după Consiliul de la Viena, deci Napoleon a fost exilat definitiv, că tot a fost filmul de curând, Când nu e în Elba, acum e exilat în mijlocul Atlanticului, în Sfânta Elena și puterile învingătoare în speță Imperiul Austriac, Regatul Prusiei, Imperiul Rus și bineînțeles perfidul Albion, Imperiul Britanic, Reuniți la Viena sub auspiciile lui Metternich, viitorul cancelar al Austriei, trasează o Europa care s-ar dori conservatoare și unde vechea ordine să nu mai aibă vreodată vreo contestare. Nu o să insistăm asupra uh, părților apusene, chiar dacă și ele ne-au privit pe noi, putem să ne uităm în schimb în partea răsăriteană și să vedem un imperiu otoman care încă păstrează, uh, nu a apărut nici Grecia, ea va apare în 1820, după 1821. După Părăscoala uh, patrioților eleni, dar în rest Imperiul Otoman controlează în integralitate peninsula balcanică și încă își exercită dreptul de putere suzerană asupra celor două principate românești, Valahia e deja principatul mai mare chiar dacă istoric vorbind Moldova a avut întâietatea asta pentru că între timp în 1775 și 1812 Moldova a pierdut Bucovina în fața Austriei și ulterior Basarabia, Basarabia. în fața Imperiului Rus care de altfel tot se uh, prăvălește înspre Dunăre și uh, caută să ajungă la ținta lui uh, finală Constantinopolul. Din păcate pentru noi drumul rușilor spre Constantinopol trece pe aici. Situația nu se va schimba flagrant în următorii ani până când la 1853 un atac al flotei ruse în Marea Neagră, deci o nouă atac asupra Imperiului Otoman deja slăbit bine, uh, strânește, să spunem așa, alarmă în Occident că rușii sunt pe punctul să distrugă Imperiul Sultanilor și în felul ăsta să capete controlul asupra strâmtorilor să aibă ieșire la Marea Mediterană. Ceea ce ar fi amenințat grav interesele comerciale, mai ales cele britanice și cele franceze în Orient. Drept urmare, există o coalizare uh, și ajungem la unul dintre primele războaie cu adevărat internaționale. Din istorie este vorba de războiul zis al Crimei pentru că forțele puterilor europene occidentale, Franța, Marea Britanie, la care s-a adăugat apoi Regatul Sardiniei și Piemontului, care va deveni nucleul Italiei, se mobilizează, bineînțeles, împreună cu trupele otomane, le vedem reprezentate în imagine, și atacă principala bază de operațiune a flotei ruse în Marea Neagră din Crimea. Sunt mai multe bătălii celebre, aici vedem atacul de la Malakov. Aici avem șarja de la Balaclava, celebra șarja cavalerii ușoare cu numeroase pierderi. Epidemii la momentul respectiv este momentul când este fondată Crucea Roșie de către Florence Nightingale. Pentru prima oară se manifestă și spiritul ăsta de îngrijire a soldaților, dar rezultatul final este că Puterea rusă, aparent neînvinsă până atunci, uh, reușește să fie frânat. Acest jandarm al Europei este nevoit să ia o pauză. Și principalul artizan al acestei campanii este acest uh, cetățean care va deveni în primă fază președinte și ulterior împărat al Franței poartă un nume cu deja uh, sonor, uh, cu rezonanță la momentul său Napoleon, este vorba de Napoleon al treilea este nepotul lui Napoleon întâi. Parcă te-am mai întrebat eu care are bustă <coughs> în fața ambasadei Portugaliei, de la Dorobanți, 2 da, metri și mai și sus și o piață și care o piață îi poartă ta. numele în momentul ăsta. Prieten, este... Și am zis noi că scrie acolo prieten al României sau ceva, prieten al, da, al României. este omul pentru care s-a purtat pentru prima oară național în țara noastră. Băiatul o făcea din suflet sau din interes? Majoritatea istoricilor, și și eu subscriu, bineînțeles, spun că a fost mai puțin vorba de dragoste decât a fost vorba de interes politic. Era, în primul rând, încercarea de a stopa avansul rusesc spre vest, odată să îndepărtezi Rusia de la gurile Dunării, să nu mai controleze gura de Dunării, în, gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră, și, doi, să oprești influența rusă din Orient, unde erau principalele interese coloniale, comerciale având Franța și Marea Britanie interese și direct în principatele și mai române. noi cu de pâine. Da, de pâine, care de pâine, era pâine, una dintre din principalele, principalele surse de grâne. Domnul acesta avusese un parcurs uimitor. Deci după căderea împăratului Napoleon I, Franța a avut o restaurarea Burbonilor, revin vechii monarhei Franței, pentru încă două domnii, după aceea are un rege cetățean lui Filip, care este detronat la 1848 la revoluția care a străbătut majoritatea Europei, după care se proclamă cea de-a doua republică, N-are o existență prea îndelungată pentru că la uh, 1851 este ales acest domn care în scurtă vreme proclamă cel de-al doilea, de doilea imperiu. Francez se încoronează împărat și caută să reafirme supremația mondială a Franței care fusese serios contestată după înfrângerea napoleoniene și bineînțeles că avea principalul rival în Marea Britanie cu care culmea aici se aliază ca să susțină interesele comerciale comune. Marele pierzător al acestui război și omul a cărui moarte sincer pentru țările române a fost un fapt de bun augur. Da, este omul care a fost de fapt jandarmu Europei, cel care păzea Europa de orice fel de revoluție democratică, națională, etc., vorbind de țarul întâi, țarul Nicolae I al Rusiei. Unul dintre autocrații marcanți din secolul XIX, cel care ținuse de fapt singur hotărârea asta de la Congresul de la Viena dar nu mai permite niciunei mișcări uh, naționale să se afirme, este cel care ale cărui, ale cărui trupe intraseră în 1849 în Ungaria și înăbușiseră Revoluția Maghiară, după ce ai noștri fuseseră la rândul lor înlăturați de revoluționarii maghiari, și cel care pierde războiul Crimei n-apucă să-l pierde, el moară cu un an înainte de sfârșitul războiului în 1855 războiul se sfârșește în 1856 când iarăși din fericire pentru noi pe tronul Rusiei se află o personalitate diametral opusă, este cel mai liberal dintre suveranii rușei secolului XIX este vorba de țar țarul Alexandru al II-lea cunoscut și ca eliberatorul pentru că este pe de o parte țarul care a eliberat șerbii de pe moșiile boierești din Rusia și pe de altă parte este țarul care i-a eliberat, eliberat pe bulgari pentru că tot el era pe tron și în perioada războiului nostru de independență, moment când apare statul bulgar modern, îi găsim statuile până acum în Bulgaria. Bun, nu înseamnă că este un om care uită de interesele Rusiei, care. Asta iartă, mai e băiatul de cere ajutor lui uh, Carol? Bă, vino... Este fiul lui Marele Duce Nicolae. Nicolae cel băi, care vine, că. Vino și treci Dunărea de grab că ne mănâncă turcii. Da, tot el nu... era pe tron, dar nu este el personal cel care îi adresează această cerere Ce fiului lui român. Asta, uh, iarăși, ca și în cazul lui Napoleon al iii nu înseamnă că este un om care are vreo dragoste față de România. Nici poveste de așa ceva, dar este într-adevăr o minte mai liberală, și este uh, încă în perioada în care autocratul Rusiei chiar exercite influența asupra politicii de stat și în plus, între războiul Crimei și războiul de independență în intervalul ăsta de aproximativ 20 de ani, Rusia învinsă are nevoie de un pic de recuperare și de a se pune iarăși bine cu statele europene, mai ales cu Franța. În perioada asta, politica rusă o secondează pe cea franceză. Și așa cum am spus, Napoleon al III-lea nu a fost neapărat un îndrăgostit de principatele române, este totuși Drept că a fost mai constant în chestiunea sprijinirii principatelor române decât a fost în alte chestiuni. El a sprijinit în general afirmarea națiilor, a dat sprijin și naționaliștilor italieni, care în felul ăsta au obținut niște victorii împotriva austriecilor care ocupau nordul Italiei, și ulterior, fără să vrea mai mult, a sprijinit și cauza prusacă contribuind involuntar la unificarea Germaniei. Statul german apare odată cu abdicarea lui în 1871. Culmea, Germania este proclamată stat unitar la Versailles. Este absolut ironic uh, situația asta și bineînțeles pentru noi el este un lider european de mult mai mică amvergură Pentru că este reprezentantul unui stat aflat deja de multă vreme în declin și la propriu sub călcâiul Rusiei în momentul ăla Este Imperiul Otoman, ne uităm la Sultanul Abdul Mecid I, cel care ne-a lăsat Megidia pe uh, teritoriul Dobrogei, și totodată cel care a înființat ori nume Gidie, care a fost acordat și unor oameni de stat români. El este cel la cărui semnătură stă pe firmanele care au consfințit actele politice uh, semnificative pentru unirea principatelor. Pentru că, încă, cel puțin nominal, Imperiul Otoman este puterea suzerană, în ceea ce ne privește. După războiul Crimeei, propriu-zis, s-a urmat o perioadă de oarecare tratative. La nivel internațional, aici mai vedem încă o persoană care este cel puțin simbolic reprezentanta. Principalei puteri de la în momentul respectiv este vorba de Regina Victoria. Spre deosebire de alți suverani europeni, ea este doar reprezentata figurativă, să spunem, a monarhiei britanice. Anglia este deja o, un stat parlamentar unde puterea reală este exercitată de guvernul condus de, prim, de primul ministru, dar este în continuare văzută necesară o întâlnire între capetele europene între Napoleon al III-lea și Victoria, are loc o întâlnire la Osborne, în 1857, în care se tranșează cumva chestiunea principatelor. aici și vedem alături de Sultanul Otoman, uh, Imperiul Britanic, în principiu, are interes să menține Imperiul Otoman, pentru că Imperiul Otoman este favorabil intereselor comerciale britanice și în felul acesta le permite accesul mai lesne către Orient. La puțină vreme după aceea, britanicii vor construi canalul de Suez, ca să le dea acces din Marea Mediterană direct în Marea Roșie, și totodată o pătrundere a rușilor în sud ar fi amenințat principala posesiune colonială britanică, bijuteria coroanei, India. Așadar, era de neconceput pentru britanici să se întâmple asta. Chestiunile s-au așezat în deplinătate. Avem aici un tablou de la această întrunire la Congresul de Pace de la Paris. Unde uh, observăm pictați, n-are rost să intrăm în detalii, ei sunt toți personalități la momentul respectiv. Reprezentanții diplomatici de la contele Camilo Benso di Cavur, care este reprezentantul regelui Piemontului, la uh, Gorcea al Rusiei și până în dreapta vedem cu fesul, foarte ușor de identificat, trimis și otomani, este uh, momentul când se uh, hotărăște situația europeană de după finalul războiului Crimeei. momentul în care se tranșează și soarta principatelor române, față de uh, cerințele existente din mai multe părți mai ales din partea Patrioților români pentru Unire, Congresul de pace de la Paris are o hotărâre relativ dezamăgitoare. În sensul că uh, se cer în primă fază adunări da. populare care să arate dacă populația dorește sau ba, o asemenea unire a principatelor. Ni se dau anumite termene, suntem însă, ceea ce contează imens, scoși de sub protectoratul rusesc, care se exercitase de multe ori cu arma în mână, Turcii își păstrează o suzeranitate teoretică asupra principatelor, dar nu mai au nici pe departe influența din trecut. Și mai important decât orice este plasat sub garanția colectivă a celor șapte mari puteri. Deci participă și, pute și statele care nu luptaseră în războiul crimei. Așadar avem Imperiul Britanic, Franța, regatul Sardiniei și Piemontului, Imperiul Otoman, bineînțeles, dar la asta se adaugă Austria și Prusia. State care rămăseseră neutre, chit că trupele austriace uh, ocupaseră principatele române în perioada războiului Crimei, sperând să rămână acolo, din fericire nu s-a întâmplat. La momentul ăsta, cel puțin declarativ, principalii, doi adversari ai Unirii Principatelor sunt culmea, nu Rusia, pentru că ea, așa cum am spus, e nevoită să se subordoneze un pic politice externe a Franței, ci Turcia. Care se teme că unificarea principatelor române ar crea un precedent pentru celelalte populații supuse Imperiului din peninsula balcanică, pentru că dorește să păstreze uh, Imperiul Otoman unit și Marea Britanie se alătură uh, opiniei acestea, și pe de altă parte avem Imperiul Austriac. Care, deja stăpânind o populație numeroasă de români și mai multe teritorii, unde etnicii români aveau majoritatea, se teme că unificarea acestor două principate ar crea ceea ce s-a și întâmplat, fermentul național care i-ar desprinde și lui aceste bucată. teritorii. Un da, bucată de, mare. De sub autoritate. Aici suntem în februarie-martie 1856. Deci mai avem încă aproape trei ani până la uh, unirea principatelor. Punctual, ce se mai întâmplă în avantajul nostru e reprezentat de uh, libertatea navigației pe Dunăre. Am discutat-o în podcastul de la Vreau să știu dedicat flotei și se creează uh, Comisia Europeană a, a Dunării. Dunării care va reglementa multă vreme navigație și totodată apare și un mic câștig teritorial. Pentru a scoate Rusia de la gurile Dunării, pentru a opri controlul rusesc asupra gurilor Dunării, sudul Basarabiei, deci nu întreaga provincie, ceea ce arată că nu era vorba de o treabă de dragoste, de restituire istorică. Basarabia a fost anexată integral în 1812 de Imperiul Țarist. Nu ne este retrocedată întreagă, ci doar sudul, județele Cahul, Ismail și Bolgrad sunt restituite Principatului Moldovei. Așadar, este o fâșie subțire de teritoriu, o să arătăm imediat și harta, exact fâșia uh, adiacentă gurilor Dunării. Astea sunt hotărârile Tratatului de Pace, și uh, o să vedem acum ce impact au avut astea în țară. Trecem la situația internă. Cred că de data asta chiar m-am ținut de cuvânt și n-am da. turui, uh, turuit mai mult mai de jumătate mult. de oră pentru contextul extern, care totuși e important să înțelegem uh, unde erau cadrele. În țară, cum am și arătat pe schema asta făcut atât de uh, modern, uh, momentul de început este reprezentat de Revoluția de la 1848. Ei avem aici reprezentanți pe pași pe cei care au adus spiritul în în principatele române pornind de la aspectul vizual că erau primii care renunțaseră la hainele orientale Correct. și se îmbrăcaseră după moda apuseană bonjuriști numiți pentru că tot așa fac tranziția de la limba greacă limba la modă la limba fran -ă, franceză și de aici apare și apel și mai multe chestii <laughs> Așa și care, în plan politic, schimbările mult mai importante sunt susținătorii unei serii de reforme care să înscrie spațiul românesc în cadrul civilizației europene. Revoluția de la 1848, cum bine știm, în Moldova nici n-a prea fost, că i-a înăbușit instant, iar la București, guvernul revoluționar n-a avut viață lungă, fiind de asemenea depus de trupele otomane care au intervenit, culmea la îndemnul Rusiei, dar uh, a urmat oricum o perioadă de mai mare libertate și uh, domnia principală între Revoluția de la Pașop și Unirea Principatelor, adică în 11 ani, este a domnului din imagine, este unul dintre primii domni uh, șefi de stat români imortalizați în fotografie, că deja apar aparatele de fotografie. îl vedem aici pe domnul Barbu Știrbei. A nu se face confuzie cu cel care a fost nepot Prințul alb și iubitul cel mai constant al reginei Maria. Îi cheamă la fel, dar nu sunt, bineînțeles, aceeași persoană. Domnul ăsta... pe geam și zicea, Ileana, vezi că a venit tatăl. Prințul Barbu vei Viitorul Carol al doilea lea își ironiza sora mai mică, afirmând paternitatea diferită, da. Sănături, ăsta, să ăsta este un domn născut la 1799, deci n-a da. trăit până în vremurile alea. În schimb, este cunoscut drept dintre, unul dintre cei mai capabili conducători ai țării românești. Domnia lui, din păcate, întreruptă de ocupația rusă de la începutul războiului crimeic, când au ocupat rușii, după care s-au retras și au venit austriecii, și continuată, ar fi trebuit să ocupe și au ocupat în linii mari mandatul de șapte ani, care fusese prevăzut încă de la convențiile da. de la Balta Liman, cu 30 de ani mai înainte a preferat să domnească din locuința sa personală, una dintre cele mai vechi clădiri păstrate în București, este fusese ulterior botezat grădina Eden în uh, anii trecuți. Calea Victoriei, un pic mai sus de Hotel Radisson, este Palatul Știrbei care se păstrează până astăzi, astăzi se desfășoară niște lucrări de renovare. Acolo sper să nu-i schimbe aspectul inițial, pentru că, repet, este una dintre clădirile vechi ale Bucureștiului cel mai bine conservate domnul Barbu Știrbei, cum am spus, arătându-se a fi un bun administrator, e unul din puținii domitori care au lăsat visteria mai plină decât de au găsit-o. De obicei era invers. S-a dovedit a fi destul de moderat, cel puțin pentru spiritul epocii alea, în abordări. Nu are o conducere autoritară, lasă anumite libertăți presei, oamenilor la sfârșitul domniei lui sau în perioada când măcămii încep să se întoarcă în țară revoluționarii pașoptiși care fusese reexilat, Am mai povestit noi cu alte ocazii cazul probabil cel mai cunoscut al lui Cea Rosetti și cu sprijinul soției Mary Grant dar în cele din urmă în 1857 este uh, retras Barbuștirbei de la Tron. Va mai petrece uh, perioade în țară, uh, va trăi mai mult decât Alexandru Ioan Cuza, se va dovedi destul de longeviv și uh, conducerea în perioada imediat spre mergătoare uh, alegerilor de la din ianuarie 1859 va exercita un fost domnitor, dinainte de Revoluția de la Pașopt, este al doilea domnitor de după fanarioți, Alexandru Dimitrie Ghica. Cel care ne-a lăsat denumirea Alexandrie Alexandri. din Telorman este omul care a introdus în uh, protocolul de la Curte Uniformă Occidentală, fratele lui, cu mult mai mare drept Grigore al IV-lea Ghica e îmbrăcat încă da. precum fanarioții și un om probabil dintre vechii boieri cel mai favorabil din Valahia Unirii. El este totuși familie domnească Ghiculeștii, nu sunt boieri de rangul 2, nici poveste de așa ceva. Omul însă are niște vederi foarte moderne pentru epoca sa, și în plan personal se remarcă prin faptul că N-a fost căsătorit niciodată Gurile rele în perioada aia spuneau Că are o relație clandestină chiar cu nepoată sa, cu Cleopatra Trubescoi, Cea care cărei casă se păstrează Pe calea Victoriei la 179 Și unde uh, se pare că a existat Și un concert uh, Susținut de și mereu un curc numele Compozitorului, un mare compozitor vienez Care a venit la București uh, Strauss, sper să nu fi spus o prostie acum Da, așa Potem verifica, dar mi se pare că Johann Strauss a cântat în casa ei și ulterior în bunește de o contesă rusoaică pe care a urmat o fără să fie oficializată relația. Acesta revine după uh, retragerea de la trona lui Barbu Știrbei, dar nu mai este numit domnitor, este numit kaimakam. Este termenul turcesc pentru locțiitor de domn. Uh, niște rovăitori, bineînțeles că au contabilizat și treaba asta și a spus, pe păi ce faci, doamne, ai fost vodă și acum vii doar drept caimacam la care omul aparent nu lipsit de umor și având o siguranță de sine foarte bine ținută, spune, da, m-a făcut în calmă gar. Ce să faci? Asta e situațiunea. În postura de Caimacam însă s-a dovedit a fi una dintre, unul dintre persoanele cele mai favorabile unirii. Unire care, cum s-a făcut uh, mai exact, o să trecem imediat și la persoana următoare, am aici una dintre aparițiile editoriale foarte interesante din ultima perioadă, cum s-a făurit România modernă, este un album istoric, textele sunt relativ accesibile, ilustrațiile sunt splende și formatul e suficient de amplu încât să uh, poți să urmărești ușor, și a, aici vedem o scrisoare de exemplu a lui Dumitru Brătianu, este fratele lui Ion Brătianu, adresată din câte am reținut eu lui Cogalnicianu, vis-a-vis de cum au luptat patrioții români propriu-zis pentru unire. Strigătul unirea principatelor, suveranitatea statului român trebuie să străbată munții, câmpiile, văile și dealurile noastre, să umple aerul, să răsune până în unghiurile pământului cele mai depărtate ca lumea întreagă să se încredințeze că unirea este suflarea poporului român, că ea e glasul României. Deci asta a fost maniera de a lucra și o mai vedem în două extrase. Uh, unul este al lui Cea Rosetti, unul tot al lui Dimitrie Brătianu. Ce ne spune Cea Rosetti? Ieșiți în grădinile publice și cereți scălituri. Lucrați pe uliță. Iar Dimitrie Brătianu spune iar, mai în seamă strigați-o mereu. A tu propo e propo. Adică și cu legătură cu discuția, și fără legătură cu discuția, împuiați urechile, urechile lumii. Și tocați-i pe ăștia la cap că vrem unirea unire până, până a... când ori să o accepte. Propriu zis, asta a fost strategia oamenilor, pentru că uh, Congresul de la Paris ne-a impus să ne exprimăm voința populară. Atunci, uh, patrioții din țara românească și din Moldova au început să facă propagandă. E un termen care nu era folosit pe vremea lor, iată, împuiați urechile lumii, da. face să răsune. Da, așa e. Dar au înțeles-o și au înțeles-o în sensul cel mai pozitiv cu putință. Să convingi oamenii de rând care de foarte multă vreme se simțeau excluși de la orice fel de decizie publică, erau buni doar să muncească, că de data asta chiar e în interesul lor să se întâmple unirea, bineînțeles, legându-o și de anumite reforme, mai ales în privința pământului. Că băi, o să vină o vreme când nu o să mai fiți doar așa pălmași numai să trageți pentru bunăstarea altora și veți fi inclus și voi în bunăstarea generală o să dezvoltăm. Din păcate, lucrul ăsta nu convine chiar tuturor, deși, în ciuda uh, unor uh, scrieri tendențioase, e clar, asta este majoritatea zdrobitoare a analizei istorice, o arată că uh, populația, în marea ei majoritate, și-a dorit unirea singurii reacționari sunt câteva mii se, e, cumva se prevede situația cu Partidul Comunist în 44 care din câteva zeci de mii de membri odată s-a umflat cu tancurile Armatei Roșii și de data asta îi avem în principal reacționarii, sunt cei care își văd interesele amenințate de reformele pe care trebuia să le angreneze Unirea. Unirea în sine nu știu cât deranjează pe cineva direct, dacă nu cumva ești așa cum domnul ăsta poartă fără niciun înconjur pe piept Ordinul Sfântul Vladimir al Rusiei, este vorba de Caimacamu Iancu Manu. După ce s-a încheiat și căimăcămia lui Alexandru Ghica, la București a fost instituită în 1858 ținând practic guvernământul până la momentul propriu al unirii, că e măcămia de trei. Așa s-a numit, în locul unei persoane, turcii au numit, mă rog, puterile garante au numit trei persoane, Ian Cumanu este unul dintre ele, Manuel Băleanu este cel de-al doilea, iar cel de-al treilea este Iancu Filipescu zis Vulpache, pentru că era fiul lui Alecu Filipescu Vulpe, cel care învârtise uh, principalele sfori în perioada lui Tudor Vladimirescu. Primii doi sunt cei conservatori, cei care încearcă să împiedice realizarea Unirii, deci încearcă să obțină o majoritate contra. Unirii cel de-al treilea este moderat. Cum spuneam, pe pieptul domnului se vede o, o distinție răge. rusă. Bun, o purtau mulți la momentul ăla. Distinția în sine nu însemna o apartenență. Dar se pare că au făcut un pic de politică dublă la momentul respectiv și există mai multe studii, Eu îl menționez doar pe domnul Mihai Dimitrie Sturza, de curând plecat dintre noi, cu Românii între dragostea de Franța și frica de Rusia, sau uh, colecția de studii cu Românii Mareșalul și nu mai știu cum se cheamă, unde există și anumite articole ale domniei sale legate de încercările de dezunire făcute de Rusia până dincolo de domnia lui Cuza. Și acești oameni încearcă să oprească avântul unirii și pe de altă parte încearcă să oprească reformele pe care le-ar fi angrenat unirea, în principal reforma asta agrară, adică să-și piardă marile moșii și în felul ăsta să se vadă o lecuță sărăciți. Însă, odată cu hotărârea marilor puteri, nu pot fi oprite adunările populare, aici vedem una dintre primele imagini, este o litografie, este opera omului care a noi datorăm imens în planul imagistic, Carol Pop de Satmari primul fotograf de război și unul dintre primii uh, artiști fotografi veniți la București, pentru că evident după nume nu este român, vine din Transilvania se așează aici prin la 1843 și rămâne activ până la 1888 o să vedem că mai avem treabă cu domnia sa dar asta este una dintre primele sale producții vedem întrunirea divanului ad hoc în sala adunării obștești, adică pe actualul deal al patriarhiei la vremea dealului mitropoliei se pot observa între deputați așa cum impuseseră puterile garante vedem membrii clerului îi putem observa stând pe la uh, nivel mai ridicat pe boieri cu fel de fel de uniforme, fie că sunt militari fie că sunt în civil, dar în prim plan observăm în schimb ținutele neașe, pe care încerc să le replic și eu într-o măsură ale deputaților țărani. Erau incluși pe lângă membrii clerului ai Marii Boierim, ai Micii Boierim și reprezentanții ai orașelor, deci aici vorbim de meșteșugari, târgoveți și alții, și reprezentanți ai satelor. Țărănimea nu mai era aservită, aia o făcuse eliberarea Constantin Mavrocordat cu peste 100 de ani în urmă. În schimb, existau la vremea aceea fruntașii, cei care aveau două perechi de boi, mijlocașii o pereche de boi și pălmașii care n-aveau boi și care trebuiau să lucreze cu palmele. Palm. Și dintre aceștia au fost ales la rândul lor deputați în cadrul acestor adunări ad hoc urmând să se hotără, să se exprime voința populară legată de uh, soarta principatelor. De menționat faptul că în viziunea Marilor Puteri însă, aceste adunări ad hoc nu aveau rol uh, hotărător, ele aveau doar rol consultativ. Adică, bă, am vrea să știm și părerea voastră. Nu-i să ținem cont de ea, dar am vrea să o cunoaștem. Astea sunt uh, dezbaterile și aici îți predau am ajuns la pentru Moldova. Noi am văzut adunarea ad hoc a țării românești, lucrurile se petrec în mare parte în oglindă ce hotărâri sunt valabile pentru țara românească sunt valabile și în Moldova Corect. Doamna din imagine poartă denumirea de Cocuța Vogoride că ad admitem că așa o e Caterina Cocuța și așa mai departe. Este sora vitregă, nu? A lui, a lui Costache Negri pentru că mama mai avea un, mama avea un fiu și este una dintre cele mai importante personalități cred că din toată istoria noastră, nu numai actului de la Unirii de la 1859, despre care nu se scrie și nu se vorbește niciodată. Da? Găsești poză rar, bine, poză la Jurnalul Național era o glumă că intrau toți redactorii în, la departamentul foto și ziceau, vrem și noi o poză cu Isus. Știi? Așa și aici. O poză cu doamna Vogorii e un pic mai greu, știi? Probabil că una ai cu totul. A da, părut să redagherotipu da, primele exact. forme Dar nu Știi? erau generalizate Vrem o poză cu un dinozaur Asta era faimoasă la jurnalul Și a zis, Bă, nu erau digitale Putem să vă dăm așa și o poză cu Isus mm -hmm. Astea două și a treia foarte tare Era o poză cu un hectar pe înalt știi, să fie poza cu un hectar, dar așa-i trebuia redactorului să intre pe anul. Și de obicei, un hectar de pământ e pălat. Da, că pământul e așa e să un pic, Știi, ar trebui să o pozăm de aici, să ducă încolo așa, dar el oricum, având o... Nu prea poți, Și asta era De aici vine o avem și noi 3-4 poze cu cocuța vogoride să alegem? Nu! Nu, ah. avem exact ce spui Sunt tu. Că, e... că poate nu e nevoie de precizarea asta, totuși să o facem fotografia este inventată în secolul XIX. În... Pe hârtie, cine? nici, nici efor, niep, nieps, niep, ce e așa, Cred că e pe la 1831 pic, dar e o formă, nu înțelegi nimic. Zice ăla că e un porumbel care zboară de pe terasa. În primă fază și până târziu, pe la 1880, fotograful este și pictor, pentru că da, dacă, nu sunt contururile clare. Dacă pe... nu iese, mai dă cum. Conturul nu e da, 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 da. clar și atunci el îngroașă cu S-a dat niște fotografii splendide Și bineînțeles, mai avem imagini veridice ale unor personalități dinainte de fotografie Prin intermediul portretului Corect. Dar sunt totuși rarități la Dar asta e se ceva, pare că există o reprezentare este ceva Cât de cât conformă cu realitatea uh, La vârsta de 17 ani Vorbata lumea ne roagă să arătăm și cărțile Cornel Bursan, Doamne și Domnițe Jupănițe și amante ale domnitorilor români da? De data asta, așa, angajament de anul nou Podcastul va avea și o bibliografie Corect, Atașat așa în este. Descriere. Pentru că oamenii spun, domnule, dați hărțile, hai să-i lămurim pe oameni că de ce dați imaginele să se văd așa? Pentru că la unele dintre imagini nu ai drepturile de a le pune și de a le urca pe YouTube înțelegem ceea ce spun, că și tu când vii la mine la vreau să știu și eu când vii la tine la podcast cu Dichis, la fel, băi, ce ați dat prea repede imaginea aia. Dăm imaginea ca să ne facem o aia, dar neaparținându-ne drepturile și fiind foarte greu să cumperi drepturi la câte 25-30 de poze, ele nu pot fi atât de mult afișate pe YouTube. În da? principiu, majoritatea pozelor sunt oricum provenite de pe mediul, da, on, din noi mediul online. de obicei pomenim acolo unde e o poză exclusivă, adică unde omul s-a dus și a pozat el acolo și e munca lui. Asta, dacă le, le, le cauți, le găsești pe Google, adică Cocuța Văgoridă. E foarte greu, cred că, să găsești cine are drepturile pentru o poză de la 1850. Așadar, să nu credeți că nu am luat în seamă Ceea ce comentariile corect, de la corect. clipurile anterioare. V-am spus și care e motivul pentru care nu putem. Să satisfacem întotdeauna necesitățile astea vizuale, noi încercăm să ne facem treaba cât de bine se poate. Nici să discutăm doar cu masa goală în Corect. față. De obicei, dai citatul, vii cu cartea sau cu printul, că dai citatul. E greu să-ți minte, știi, să vorbești și nu are rost Nu, dar de acum încolo, unde bineînțeles, va exista bibliografie. Așa este. Avem așa și teme este. mai aparte. Pentru că oamenii, oamenii vor nevoie Bun. Și am zis așa, doamna Cocuța Vogoride, la 17 ani, este obligată de către părinții ei să se căsătorească cu. Domnul Nicolae Vogoride, care este fiul fostului caimacam al Moldovei, Ștefan Vogoride. de este în felul următor. Ea de la început îi spune, le-am citit un material cu ghilimele și a așa, băi uite care este treaba. Și domnul Vogoride este un antiunionist convins pentru că el vrea să-și vadă interesul. Bă, dacă tata a fost ce a fost, eu vreau să fiu domn al Moldovei, șmecher peste Moldova, indiferent de denumirea purtată, și începe un pic să salte capul. Și dumneavoastră vine și spune, eu am crezut că acolo este ceva de divertis, dar nu este... Băi, tu nu uita că te-am luat, tu dormeai pe paie când te-am luat. Nu mă obliga să-mi aduc aminte cum a pornit relația noastră, pentru că poți să te calc oricând pe cap la loc. Ceva de genul. Stai tu liniștit acolo unde ești și nu mă enerva mai mult. Da? Îi spune uh -huh. doamna. Pe baza ideii că în spatele unui bărbat de succes stă timpul o doamnă de succes. Deci nu mă, nu mă fă te rog să-mi aduc aminte de unde te-am luat și unde te-am dus. Că odată vin și ieși. Domnul Vogoride se știe... Trage sforile, măsluiește alegerile, da? Iese el, adică. Așa, și Dumnezeu îi spune, ia, stai așa un pic, atenție, căsătorită cu el, au, mi se pare, împreună trei copii, e soția lui. Da, curile rele spun că avea o relație și cu domnul Alexandru Ioan Cuza, pe care domnul Vogoride îl saltă, nu vreau să greșesc, în repetate rânduri în rangurile ofițerești, e sub locotenent la 16 martie și locotenent la 24 aprilie. După care la, 20, la 3 mai e maior da, adică era făcea din favor săptămână Era în un săptămână. favorit al doamnei lui În anul 1857 fraudează alegerile din Moldova domnul Vogoride Iar doamna din imagine căsătorită cu el, soața lui cu trei copii Pune mâna pe scrisorile, trimise către în alta poartă Și a băiatul te am la mână Deci ce spirit a fost doamna din imagine De care nimeni, nimeni nu știu are e inclus vreo... într-un film dedicat da? Unirii, da, din perioada dinainte de 89. Adică, băi, e soția. Dar în rest, nu. Nu, nu o menționează aproape așa, nimeni. Ă, trimite către Letoile de Orient, stea Orientului care apărea la Bruxelles. Ia vedeți, mă, toate scrisorile de vorbește ăsta în el, în el în care Uite spune, ce să respectă hotărârile voastre. voastre. Ați alegerile tot și ăla scria negru pe alb, către poartă, către și așa mai departe. Bineînțeles, se creează val, un val mai mare, un tsunami alegerile sunt anulate, neavogorite e dat un picuț uh, deoparte uh, și turcii sunt nevoiți să schimbe politica aferente față de. Doamna, după ce se termină alegerea lui. Deci, Lady Lady, după ce se termină alegerea lui Alexandru Iancuza, își vede de treaba dumnei se duce undeva prin Italia, se căsătorește cu un principe și așa mai departe și se desparte. Se desparte de Eugoride, de adică, soțul antiunionist. Corect. Își vede de treaba dumnei se stinge undeva pe la 1870, dacă nu mă înșel, contează asta în puțin, dar, da, moare de tuberculoză, cred, sau de ceva, mă rog, o boală. Spune așa, voi mă, prin testament mă mormântați în moșia mea de la țigănești din județul Galați. Deci, indiferent, că e cu vogoride, că e și așa mai departe, niște suflete... E, uh, hai să... Nu știu, poate e forțată paralela asta, dar este uh, dacă discutăm despre unirea de la 1918 versus unirea de la 1900, uh, 1859, putem, cred că, spune că este un pic de Regina Maria, că și acolo se stabilise vorba ta tot. Gata, mă, dar lipsea ștampila și girul, Așa la Scara Unirii mici, dacă tot vorbim despre Unirea Mică, doamna are un rol important, pentru că dacă n-ar fi fost acele uh, scrisori, dacă nu s-ar fi dovedit faptul că uh, alegerile fuseseră fraudate și domnule e legal ceea ce s-a votat, Riscai nu mai știm interes miza unde -ar unde fost... se, unde se afla Atât în țara românască, dar mai mult în Moldova, Partidul Reacționar a încercat să măsluiască rezultatele, da. să alegeau deputați din fiecare ținut al țării, căutând să-i pună pe aia reacționari în majoritate. Ha, exact. ca în felul ăsta, adunarea propriu-zisă a țării să spună, nu vrem domneunirea, da, nu ne trebuie. Dar cum este uh, istoria, nu istoria numai a noastră, istoria asta, deci, viitorul uh, domnitor care va fi ales în ambele țări da? are o relație cu soția celui mai mare antiunionist. Acest antiunionist, fără să știe ce o să se întâmple, îl urcă, pentru că cont, conta foarte mult, îl urcă pe domnul din imagine, pe Alexandru Iancuza, în funcție săptămânal, ok, pe funcție militară, pe ierarhie militară. Pentru care are nevoie de, de apropiați fideli. Dumnezeu rezolvă problema, că asta face, se desparte de antiunionist și domnul din imagine, amantul dumneai ei, devine domnitorul principatelor. Da. Să notăm anumite chestiuni. Vis-a-vis -vis de. să anticipăm un pic alegerea lui Alexandru Iancuza. În primul rând, asta este imaginea Corect. cea mai cunoscută contemporanilor săi. Nouă ne este mult mai familiară Aceasta, următoarea, da? Da? tot opera domnului Sat Marie, care ulterior a mai și interpretat-o puțin. I-a mai mărit un pic corpul, că era un om de statură mijlocie. Deci domnul îi Ea... făcea Photoshop de acum 170 de ani. asta este în un uniformă de roșiori. E, e o portretă oficial al domnitorului, distribuit încă din perioada domniei sale. Dar imaginea sa reală, oricum, își schimbase și părul facial, trece la barbișonul ăsta stil Napoleon al III-lea, tocmai pentru a arăta apropierea de Franța, în timp ce până atunci purtase favoriți Corect. Uh, al, ambele mode sunt sunt răspândite în perioada respectivă. În schimb, în ceea ce privește viața dumnealui personală, singura amantă pe care o știm sigură este Maria Obrenovici. Da. La un moment dat, anumiți istorici chiar spun lucrul ăsta că uh, așa de infidel a fost că a avut o singură amantă într-o epocă da. în care majoritatea oamenilor cu o anumită stare își permiteau mult mai mult... Uh, distracții. E o, legendă, dar nu știm dacă e nu, bătută în cuie cu 700 de domnițe trecute în caietul lui Mihail Gogălnicianu. Da? În general, afirmați și... Lasă-mă băi cu bagabontul da. la Nicuza Care a făcut și adres și ca cu El cărți are de niște joc cu... descrieri în, uh... În cei care l-au cunoscut, am găsit tot aici, zice Berbantul cuza. Asta nu este un termen care să fie neapărat rău, Berbant, domne, Nu. Toți cu inime ușoare, toți galnici, Berbanți, da? E și neminesc. Dar, în dar, stilul mai modern. Uh, spune așa că, de exemplu, doctorul Constantin Severanu l-a cunoscut bine pe cuza la 19 ani, făcând serviciul militar în tabla de la Florești, atenție, unde erau vreo 5.000. 50 de militari în tabăra de la Florești și spune așa că uh, uh, îl, îl citează, era un om, îl descrie era un om deștept, vorbim de Cuza dinainte de domnie, dar foarte destrăbălat cam destrăbălat Cuza de la început s-a arătat cu S apostrofa un mare berban, venise în lagăr lagăr însemnând locul în care era armata, deci în tabăra armatei, doamna Crețulescu care îi se spunea și madame Chipiu pentru că purta Chipiu de colonel. Hai să lămurim, asta este nepoata lui Alecu Filipescu vulpe. Ea e o filipească după Filipeasta. naștere se dă spre dumnea cu ei Crețulescu, mama Elenei Crețulescu, cea al cărei palat se găsește până azi în nordul Cismigiului. Corect. Se spune atunci că Căcuza, așa citez, era mare jucător de biliard, pretrecea mai tot timpul în compania unei aventurier belgian, Cezar Librecht. Este cel care ne lasă casa universitarilor de pe Dionisie Luca Da. Casa aceea cu influențe gotice, că e făcută de un arhitect dalmat, este la origini locuința lui. sa. Așa, se mergea, vorbea și puțin urât, pe când lucra cu Cuza într-o afacere serioasă, Cuza i-a spus, ascultă doctore, mai lasă dracuri acestei afaceri că m-am plictisit și spunem dacă n-ai vreo doctorie că mi-au scăzut puterile da? Sunt cu ghilimele și așa mai departe. Nu intrăm, adică inter interesul acestei întâlniri nu e să demitizăm, dar trebuie spus că vorba lui Shakespeare, omul era, uh, uh, cum să spun, nimic din ce omenesc era om și nimic din ce omenesc nu era străin. Da, dar asta și mențiunile, am mai spus-o asta și în alte întâlniri, inclusiv cu uh domnia ta da, frate oprișene ca să Așa. fim pe la 1850 că e o diferență între însușirile personale ale cuiva și Corect. calitățile sale de conducător Corect. tu poți să fii o canalie în plan personal asta nu te exclude de la a fi un conducător de succes ba uneori chiar te ajută se Corect. pare în al doilea rând Trăim în perioada de mijloc de secol XIX. Este perioada când, pentru boier majoritatea căsătorilor sunt aranjate. Drept urmare, nu e obligatoriu să te și iubești cu nevastă. Da. Da? cum nu s-a iubit niciodată cu Elena în Dacă poți, da. te rog să să dai un picuț ca să explicăm un pic și de ce, iarăși, o persoană despre care se vorbește foarte puțin, se vorbește mai mult pe. pe a făcut azil, a făcut așezământ, a făcut. Costuri de desigur. Dar ea i-a crescut copiii lui. Nu putea să facă copii, da? și tot ce a intrat în casa dumnei a fost asimilat drept copilul crescut de o manieră foarte conservatoare în familia ei, da. nepotrivită ca fire. Exact, cel puțin cu berbantul Cuza și ea recunoaște treaba asta și spune Aoleu zice, de când am fost aleasă, ce naiba fac că trebuie să mă duc pe acolo. Descrierea ei era așa, nu era frumoasă, dar se face remarcată prin ovalul fin al feței, așa este, așa apare în toate Pozuțele din pe care le cunoaștem, ochi căprui, subspruncene bine pronunțate și un păr negru bogat. Bun, Corect. Aici să lămurim aici, vorbind un tablou votiv, exact. este o pictură într-o biserică. Exact. În Sanunul Didiței Mavrocordat îl cunoaște pe tânărul Alexandru Ioan Cuza, un bărbat frumos cu trăsături regulate, ochi căprui, păr castaniu așa, dar și expansiv, petrecăret și mereu nestatornic în sentimentele sale. Are un citat senzațional aici. Cuza zice: trăiască libertatea în totul, chiar și în dragoste." Este imensă treaba asta. Nimeni nu poate spune până în momentul de astăzi nici de ce a luat de ce a luat -o Alexandru Ioan Cuza pe Elena Cuza, nici invers. Un argument că probabil este faptul că ea vine dintr-o familie mai istărită decât lui de Cuza, e un boiernaș. Da, e dar boier nu a iubit-o niciodată, deși este foarte tare vorbat, adică dacă s-ar face un film ei, crești copiii Mariei, apoi când pleacă în exil Maria pleacă cu domnul Alexandru Ioan Cuza pe o parte și doamna Cuza pe partea dumnei să duc să se reîntâlnească. Da. da. După care tu la 1907 sau când vine și îi spală o semintele cu propriile mâini. Adică doamna a fost ceva o incredibil. providențială exact, exact, în viața lui. Posibil. Rămas în doar că a făcut azilul ăla, mă. Posibil să fie existat o înțelegere între cei doi soți vis a -vis de raporturile intime sau mai degrabă de lipsa lor. Iarăși, nimeni în epoca aia nu se scandaliza și era un fapt cunoscut de toată lumea, dar a vorbit foarte puțin, faptul că aveai viață dublă. Una era căsătoria oficială, cum am spus, multe căsătorii erau aranjate, căsătoria lor se petrece în 1800, 1804. Uh, 44, da, așa știu și eu, înainte de revoluție 4. de la 48, Cuza este între revoluționari, da? chiar dacă nu este fruncea, el în general duce o politică mai mult locală, nu este precum Cogălnicianu sau Alexandrii. Zice-se că ar fi ajuns și la Marea Dunare de la Blaj. Parcă, așa există nu? o teorie. Parcă. Și nu atunci este el un picut săltat și ajunge pe la Galați? Ba da. Fuge, fuge la Galați. Ulterior. În perioada Căimăcămiilor În Moldova se succed doi caimăcami Unul este Todiriță Balș Care a rămas celebru printr-o expresie Trăim într-o perioadă când chiar se creionează Identitatea națională Atunci, pe la începutul secolului XIX A apăruse pentru prima oară Utilizat în vorbirea curentă termenul de român Adus da. de, de învățați din Franța Și uh, român suna Periculos de aproape Cu mai vechiul termen folosit În principate de rumân, român Care era a servit. Ei se identificau, bineînțeles, la, mod, la, momentul acela ca munteni sau valahi, respectiv moldoveni. De asta și avem în Hora Unirii, măi muntene, măi vecine, vin o să te prins cu mine. Încearcă să generalizeze noțiunea de român și la un moment dat ajunge asta și la urechile marelui Boer, pentru că familia Balș e una din familie de frunte, Todriță Balș, care se zbârlește tot că unde și răspunde, eu mis boier moldovan român îi țăranu. Nică, băi, nu mă da, faci nu tu mă pe mine român. nu mă confund, da, da, da. Nu se înțelesese încă deprin Ce înseamnă pentru dumneavoastră prima doamnă că nu, nu mai ocolim, da? Și socializarea de la 1859. Mâine voi merge la o recepție, deci prima doamnă a României, Marea Doamnă participă la întâlnirile seratele organizate de către soțul ei. Da? Și zice, mâine voi merge la recepție și mărturisesc starea de confuzie. Exact ce spuneai și tu, am trăit întotdeauna departe de societate și nu cunosc nici eticheta, nici obligațiunile pe care trebuie să mi le asum. Sper însă în generozitatea compatrioților mei care îmi vor ierta naivitatea și simplitatea, spune ea, în 1860. Da, aici adică, aici vă lăsați chiar atât de cu... diferiți și la acuza se notează faptul că este un om complet insensibil la pompă și la protocol, e un Coric. om destul de cazon, așa de simplu în manifestări, nu e sensibil nici la laude, nu pune botul, nici la critici nu este cu asupra de măsură de intransigent. Da, da, da. E un om totuși cu o viață destul de simplă Pentru un domnitor Tocmai de aia nici nu are iubirea marilor boieri Mai ales a Astora Munteni Care a venit moldoveanul ăsta să ne explice ce și cum Și la un moment dat Un contemporan îi face o listă de defecte Care e destul de scurtă Respectiv că nu prea era iubitor de muncă Deci nu e o personalitate foarte activă Din punctul ăsta de vedere Munca nu și, e foarte a... grea dar se pierde timp cu ea Da, cam așa ceva Și că într-adevăr avea reacții mai fruste Că la un moment dat te puteai trezi că te expedia scurt din prajma lui. Erau dăți când lipsea și el de la ceremoniile de stat. E într-adevăr un personaj atipic, dar se pare perfect potrivit pentru epoca sa. Probabil gestul care l-a evidențiat cel mai puternic în tot contextul ăsta a fost exact momentul când, altădată, protectorul său, Caimacamu Vogoridi, a încercat să falsifice alegerile ad hoc. La momentul ăla, acuza este. Pârcălab este fost uh, termen echivalent cu cel de prefect. Astăzi de Covurlui. Covurlui da, este, este o veche unitate administrativă, corespunde aproximativ județului Galați. Corect. De astăzi din România. Era plasa Tecut și plasa Covurlui. De mare importanță pentru că Galați era principalul port al Moldovei. Cuza, ca să nu fie parte din escrocheria asta, își dă demisia. Ceea ce șochează cei care îl protejaseră până atunci, și le semnalizează pe de altă parte unioniștilor. Faptul că este un om care corespunde cauzei lor. Care Ce poate, caută ei. Care poate simpatiza. Și acum, haideți să vedem pe scurt, pentru că o să dăm așa un anunț publicistic și publicitar totodată. Urmează să facem o serie Pentru că suntem în an de alegeri Correct. generale Vom porni cu o serie Correct. Și de mari figuri de politicieni români Noi nu suntem nici dornici Nici în măsură să dăm sfaturi politice În contextul actual Dar putem să oferim modele De mari politicieni Respectiv de mari primarii Bucureștiului Așadar nu o să insistăm pe biografiile lor acum Pentru că pe Ci unii îi -un vom prezenta Într-un material de sine stătător Dar cu siguranță una dintre figurile cele mai proeminente din, de la 1848 și până târziu, dincolo de războiul de independență și apărător constant la capitolul ăsta, este incontestabilă personalitatea sa al Unirii, este domnul Cea Rossetti, unul dintre fruntașii Revoluției, exilat ani de zile datorită eroismului soției sale, ajunge la Paris, în Imperiul Otoman, și reușește să revină în țară abia cu puțină vreme înainte de uh, unirea propriu-zisă, cu uh, acceptul tacit al caimacamului Alexandru Ghi, care reușește să revină, își reia activitățile pro-unioniste la București uh, meritului principal în direcția asta, fiind faptul că avea la momentul ăla ziarul cu cel mai mare tiraj, asta sună meschin. 3.000 de exemplare, dar la o țară unde procentajul de analfabeti trecea un pic de 80%, și o țară cu o populație de un milion și ceva de locuitori, dacă nu mă înșel, sau maxim două, cred că erau la momentul ăla în țara românească, București avea la momentul unirii vreo 130.000 de locuitori. Da, da, da. Deci 3.000 de exemplare Era... însemna lider de piață, este cel <laughs> care preia ziarul Concordia și îl, rebote, îl rebotează românul. După denumirea ziarului ăsta s-a dat denumirea primului pasaj pietonal al Bucureștiului, care e deschis chiar la 1859. La momentul unirii este pasajul român care ar fi trecut de la actualul magazin Muzica de pe calea Victoriei către Câmpineanu, mergând în jos, unde și avea redacția Cea Rosetti, pe lângă faptul că este clar unul dintre militanții cei mai fervenți în favoarea unirii. Pe lângă el îl avem, pe, la vremea aia, încă junele Ion Brătianu, okay. seniorul, el e cel la cărui importanță va deveni de plină în anii de guvernare a lui Carol I, când va de de deține ani de zile uh, funcția de prim-ministru și el practic a construit instituțiile României, dar este și el prezent în avangarda liberală care susține unirea, la momentul propriu zis de la 1859 și înainte cu puțin timp, și el și Rosetti în schimb se traduc și în agitatori împreună cu fratele lui Dimitrie Brătianu, cum am arătat, uh, electrizează mulțimile, căutând să le inculce importanța actului. Băi, e nevoie să se întâmple lucrul ăsta, dacă vrem să răzbim vreodată. Uh, și sunt secondați, bineînțeles, și de bunul lor prieten, uh, bun prieten și cu Alexandrii, este unul dintre oamenii care, care fac bine Și cu care corespondează. Legătura un personaj ceva mai exotic, el e mare boier, uh, Ion Ghica, Mare Boier nu l-a figurat. Mare Boier la propriu și Mare Boier l-a figurat. La vremea asta deja cu titlul de Bey de Samos. Fusese guvernatorul insulei Samos în perioada războiului Crimei să luptase cu pirații, că am uitat să-l menționăm la flotă. Corect. Este probabil singurul român despre care avem cunoștință că s-a luptat cu pirateria și este cel care va și ține frâiele guvernului din țara românească imediat de după unire. Îl mai avem pe un domn care deja își dăduse de plinătatea patriotismului și măsura talentului la Revoluția de la 1848. De data asta este domnul Cristian Tel, unul din primii generali români din perioada modernă. El era cel, cel de la care se așteptase rezistența armată la Pașop și chiar organizase un lagăr militar atunci. Predându-se ulterior că n-a văzut că este fără niciun fel de uh, speranță de victorie cauza revoluționară, dar a rămas activ și el este cel care, în momentul în care adunarea, divanul ad hoc au votat cu unanimitate clauza unirii, a propus să se bată monedă, să se bată, pardon, medalie, în care să se imortalizeze momentul ăsta. Chiar dacă politic vorbind n-a dat dovadă de mare abilitate, a rămas respectat până la sfârșitul vieții, până, până în anii 70 ai secolului XIX, a murit uh, domnia sa, respectat și de Carol I când a venit pe tron, pentru probitatea morală de care a dat dovadă și pentru faptul că, la fel, e unul dintre oamenii care s-au ținut ca orbul de gard de ideea Unirii. Din păcate, casa dumnealui a dispărut din planul. Orașului București se găsea pe strada ce îi poartă numele până astăzi, care se formează din bulevardul Dacia, a fost victima unei demolări. Asta este. Îi se mai păstrează mormântul din cimitirul Belu. Merită amintit pentru că este la felul una dintre personalitățile astăzi, în mare parte uitate. Și un domn aproape necunoscut astăzi. Aici țin în primă fază să fac un elogiu uh, editorilor, respectiv Adina Kenereș. Și Petru Romoșan, cu ceva ani în urmă, dădeam din colț în colț că nu reușeam nicăieri să-i găsesc scrierile, pamfletele și alte schițe și satire ale domnului uh, Naete orășan. Este un precursor, în adevăratul sens al cuvântului, al lui Caragiale și al lui Pastorel. Rimele, bineînțeles, sunt ceva mai vechi, astăzi rezonează mai puțin. Cu umorul popular, dar foarte interesantă, istoria sa de familie este unul dintre radicalii liberalei perioadei, unul dintre cei care electrizează mulțimile. În volumul pe care l-am aici, a apărut de curând la editura Compania, Satire, Dicționar Politic și alte marafeturi de București, ultimul, ultima secțiune a volumului sunt o pagina a vieții mele sau 22, 23 și 24 ianuarie 1859. În viziunea autorului sunt cele mai fericite trei zile ale vieții sale. Frumos. Textul este Frumos. absolut savuros, Frumos. se vede că are o latură dramatică, are un accent patetic de nu s-a pomenit pe aici ce poate să relateze. Este unul dintre oamenii care a electrizat masele. La momentul respectiv, de asta spuneam că uh, manualele de, istor de istorie din perioada comunistă nu sunt total pe lângă subiect când vorbesc de rolul maselor în înfăptuirea unirii. Și avem și mărturia uneia care nu are niciun fel de miză politică la capitolul ăsta, dar e adevărat că și dumnealui face o mică. Modificare de sens, el identificându-se ca un reprezentat clar al poporului, al celor nedreptățiți, uitând să menționeze faptul că el era un pic de comisar de poliție. Corect. Uh, Dar pentru mine este o icoană, o icoană sfântă, pentru că este cel care a dat numele micilor, mititeilor, de fapt, aici, în. Noastră. Da, da? Lui Pentru că el du se duce mult până peste 1900, și în momentul în care îi se aduce la Iordachii și spune doamne ce cârnăciori mici, ce mici, ce crnăciori mititei. Din momentul acela, mititelul, micul nostru cel, e băiatul care își limitat tot timpul plapuma și nu, și perna la văcărești la mănăstire. Da la închisoare. Și el îi spunea, nu s-a primit, vine, zice, și imediat și de peșa, pentru că am scris un material. Măi, zice, nu poți să te primești fără țidulă că ești tare. Ascultă-mă, ascultă-mă, tu ia astea plapuma și el trimitea înainte, pentru că am scris un material și cu siguranță și zice, în câteva ore, într-adevăr, venea trăsura și spunea, este arestuit. O, zice, numai bine că... Aici mai e nevoie să se facă un pic lumină în cazul lui, el e cunoscut într-adevăr cum spui tu și cu porecla de Nichi Percea Nichi Pentru că a avut mai multe uh, gazete de satiră în care ironiza puternic guvernul Ceea ce era încă ilegal la vremea aceea Însă se folosea de un tertip legal Pentru că era scosă în afara legii uh, gazeta cu titlu Cutare Da Numai bine că la o, câteva săptămâni distanță apărea gazeta cu alt nume Care de fapt era aceeași mărie da. cu altă pălărie Corect cât de mult e reală treaba asta cu văcăreștiu, Nu se prea pupă cu faptul că Domnul era comisar de poliție Și, că mai și era cam greu să ajungă Poza în ăla al poporului no, Ca victim. să fie mult mai apropiat de oamenii De la care trebuia să scoată informații Și una dintre, uh, unul dintre locurile Unde într-adevăr el lua pulsul societății Ulterior unirii principatelor Era acest restaurant La trei vițe de vie La Iordache în Covaci uh, Bei mă rog până te faci Și după ce te-ai făcut o ei, o ei de, la, de început, la început, unde exista masa ziariștilor, pe lângă masa da, scriitorilor da, 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 da. unde se găsea și acest domn Norășanu. Legenda urbană spune că mai mult decât faptul că ar fi dat denumirea micilor, ar fi fost de fapt rugat de domnul Iordache să-i să elaboreze un meniu foarte original. Da. Astfel încât. Nu era niciun termen, nu înțelegeai nimic. A devenit ba o baionetă, da. gheața a devenit cremă de Siberia, ardei iute a devenit ceva. Era focos! Un... Da, Focusul. sau Ai așa... un, fo un focos pe vremea aia. Cafeaua turcească a fost taifas așa. cu cealma, și pentru cunoscători, pe lângă mic, care era de fapt cârnăciorul mic deosebit de patrician, da, cârnatul care... cel gros, s-a mai, mai păstrat o denumire mult mai puțin populară astăzi, denumirea de baterie. Bateria. Bateria vine până astăzi, el, simple, este chiar, chiar dacă lui. nu sunteți consumator, sunteți cunoscător. Dar e una sau sunt nouă? E una singură. Bateria este o o sticlă de vin. Bateria este sticla, sticla de, de vin, vin cu o sticlă de frapat, deci de la bor. gheață, trebuie să fie alb în general. Alături de sticla de bor vizrecă, că exact. sifon, încă nu no, era în vremea respectivă. Deci asta este bateria. Da. Bun. Băiete, o baterie în sensul că cele două sticle se Semănau cu două buze A? Că două butelii de leid Așa Și de acolo se Omul tot imez. înnădeau Cred că doar la locanta Jariștea Mai găsim astăzi denumirile alea de, Dacă ne forțăm da, un Da, doamnei Aurora Nicolau da, Mult mai cunoscută coana... drept Chiera Calița da la Jerusalem se, păstrează o atmosferă care e bună, aduce și din zilele lui, lui Nenea Iancu, care e generația următoare. Dar ce este interesant este că domnul Orășanu avea deja o tradiție în familie. Nu mai știu dacă tatăl sau unchiul lui era Gianni Orășanu. Gianni Orășanu este omul care l-a primit în casă la el pe Tudor Vladimirescu, când a intrat comandantul pandurilor în București Casele sale găsindu-se în spatele dealului Mitropoliei, cam în zona facultății de teologie de astăzi N-am reținut clar doctorul Vătămanu, indică în istoriile sale bucureștine, dacă este pe Ienăchiță Văcărescu propriu zis Dar cred că acolo ar fi uh, și indică și un număr, cu siguranță casa nu se mai păstrează clar. Dar s-a rezistat spectaculos de mult pentru că a avut rude acest Gianni Orășanu își dă cu sfârșit la patru zile după unirea principatelor. Reușește, dacă este vorba de tată. tatăl lui, de fapt că asta ne relatează în aceste trei zile fericite ale vieții sale, că a fost o fericire curmată brus de moartea tatălui, dar că a apucat tatăl să afle despre uh, unirea dintre Moldova și uh, țara românească. Este momentul de fericire și o să-i mai unim un pic relatarea direct la momentul uh, propriu-zis. Trecem și în Moldova, unde într-adevăr Costache Negruții împreună cu George Asachi evoluează spre uh, atitudine împotriva Cantii. unirii tocmai de aia are el o scriere cu păcatele tinerețelor, mergând pe vorba psalmistului, păcatele tinereților mele nu le pomeni, Doamne, am fost și eu am mic și -o. prost. Așa, pe când Asachi, din potrivă, din susținător în tinerețe, la bătrânețe merge spre un spirit retrograd, asta este, nu îi se neagă meritele în cultura română, dar aici liderul unioniștilor este domnul din imagine, domnul Costache Negri, care la fel e mai puțin cunoscut astăzi. Fratele Vitreg al Cocuței. Așa și nu mai știu exact care este relația de rudenie, spre să nu spun prostii să fie chiar frați Cu Elena Negri, iubita domnului de aici Iubita lui Vasile Alexandrii Care a murit în brațele lui Asta o păstrăm pentru povești de dragoste Da, vecinic tânăr și ferici. Celebre, în timp ce bardo de la Mircești probabil prima figură de poet modern, da. în adevăratul sens că avem precursorii văcărești și așa, dar prin Vasile Alexandrii, într-adevăr, poezia română putem spune că intră în perioada ei modernă, chiar dacă va fi desăvârșită ulterior prin figura lui Eminescu, care e... Și omul trăind foarte mult, a prins 48 a prins 59-le, a prins venirea regelui, a, a prins, prins, și moartea lui Eminescu, că el a murit trei ani mai târziu. El e, el e 1892. 92. Cel de la Mircești, dar care de la Paș 8 începând este în fruntea Corect. mișcării unioniste și având și un dar al vorbirii foarte bine pus la punct, va fi ulterior, că aici am mai adus un extras din uh, volumul pe care l-am prezentat deja, vis a -vis de meritele unor asemenea personalități în susținerea cauzei unirii în străinătate. Este pentru prima oară în istorie când avem o reprezentare externă coordonată nu mai vorbim doar cu turcii, bineînțeles, ei fiind puterea suzerană, trebuie să fie înștiințați și pe pretextul ăsta se și ține legătura între București și Iași, că mai ales delegațiile moldovene cum? care mergeau la Constantinopol făceau adesea escală la București să se pună de acord, dar pe lângă asta mai mulți fruntași ai mișcării unioniste nu i-am adus în poză, dar bineînțeles că nu am cum să-i exclud din discuții și pe frații golești, pe cei patru, Ștefan, Nicolae, Radu și Alexandru Golescu, sunt fiii lui Dinicu Golescu, unul dintre primii noi. Pe care îi găsiți pe colț. Vizionar, da. Îi nu? găsiți la intersecție Chiar Mircea pe cu bulevardul uh, care duce la gară. Da. Grivița, sper să nu spun prostii. Nu Grivița. Grivița, nu e Grivița Sau chiar acolo. Dinicu Golescu. Dinicu Golescu, Dinicu Golescu. Golescu. Este monumentul în bronz cu figura centrală a boierului, dar apoi cu basoreliefuri ale fiilor săi. Și de acolo, 100 de metri mai jos, este unicul bust al lui Carol Davila, făcut de Brâncuși. Brâncuși. Nu exact. mai vorbim de muzeul Singura național, de for Ei bine, pe de o parte, uh, Dimitrie Brătianu, pe de o parte, Vasile Alexandrii, care a mers la Paris și a fost primit în audiență de Napoleon al III-lea ca să susțină cauza Unirii, și pentru că tocmai i-am pomenit Ștefan Golescu, în schimb este elogiat chiar de către poetul moldovean pentru activitatea pe care la rândul său o desfășoară în mai multe orașe, la Berlin și la Paris cu precădere. Alexandri face un veritabil tur de forță european, Paris, Londra și Torino. Și ea la rând trei din puterile garante. Iată ce ne spune om care la rândul său muncise, dovadă și uh, spiritul de altruism de care au dat dovadă oamenii hmm. ăștia, Vis-a-vis -vis de Ștefan Golescu, timpul singur va demonstra partea de succes care revine în această împrejurare. Până atunci se poate afirma că acțiunea lor a fost deseori decisivă pentru a dejuca intrigile cele mai bine urzite, pentru a păstra în toată puterea sa un sprijin care părea uneori că se lasă clătinat și într-un cuvânt pentru a împiedica mai mult rău solicitând fără încetare și uneori cu umilința pe care numai patriotismul o poate motiva, deci oamenii ăștia s-au căciulit la propriu, luptând cu dârzenie împotriva unor dușmani care erau cu atât mai primejdioși cu cât aveau acces spre tutindeni, reprezentanții noștri au putut contribui la rezultatul ultimelor conferințe. Noi încă nu avem statut oficial de stat independent. Drept urmare, unii pot să se folosească de pretextul ăsta ca să nu stea de vorbă cu reprezentanții principatelor și tocmai de asta s-au expus la umilință, dar pe care la au îndurat și au reușit în felul acesta să realizeze unirea și, bineînțeles, omul care are, de fapt, cam cea mai mare greutate în realizarea unirii principatelor, el este mintea cea mai uh, pătrunzătoare, nu înseamnă că îi punem în umbră pe ceilalți, dar Cogălnicianu răsare limpede în fruntea celor pentru unire, este omul care a fost prezent și la 1848, el a redactat manifestul Revoluției din Moldova chiar dacă n-a avut rezultat imediat și el este ulterior cel care manevrează de așa natură încât uh, se obține alegerea lui Cuza întâi în Moldova la 5 ianuarie și ulterior intră în legătură cu cei din țara românească pentru a obține alegerea lui Cuza și acolo, ulterior va fi cel care va constitui geniu creator al domniei, propriu zise a uh, Domnului Unirii și ajungem în felul ăsta la momentul uh, propriu zis al alegerilor, de fapt la locul alegerilor. Uh, o să fac eu o scurtă relatare. Uh, după ce se ținuse congresul de la Paris, s-au făcut uh, adunările ad hoc și uh, la momentul decembrie 1857, deci suntem cu un an, și un, pic un an și un pic înainte, lucrările divanului ad hoc ținute sub președinția onorifică a Mitropolitului Nifon. În continuare Mitropolitul era uh, cel care conducea lucrările. S-a și văzut în imaginea lui... Exact, dar de fapt personalitatea care se afirmă cel mai puternic în țara românească este acest Ștefan Golescu. Iar frații golești astăzi foarte puțin cunoscuți. Correct. se adoptă proiectul de rezoluție care se desfășoară în cinci mari puncte. Se cere autonomia principatelor române, asta este prevederea numărul 1, 2, unirea lor propriu-zisă, clar, 3, de atunci se cere prințul străin nu ne mai numim domnitori dintre noi, numim reprezentantul unei mari dinastii europene, ca în felul ăsta să avem implicit și sprijinul statului respectiv, cel care se va împlini însă șapte ani mai târziu, mă rog, în cazul ăsta suntem în 1857, nouă ani mai târziu, prin persoana lui Carol I. Al patrulea, pe modelul Elveției și apoi al Belgiei, neutralitatea teritoriului Principatelor, gata, noi nu mai vrem. Ne-a ajuns cât au trecut Turce și cu rușii dintr-o parte din alta De altfel, asta fusese și viziunea uh, unora dintre reprezentanții puterilor europene, ca Principatele acestea unite să fie un tampon între Rusia și Turcia. Să nu mai poată rușii Pe noi să aibă găsit. acces teritorial Pe direct. Noi ne găsit. Ceea ce a dus la situația de la 1877. Rușii nu aveau graniță directă cu Imperiul Otoman în Europa. Dar treceau trebuit... de fiecare dată când... Mergeau. Au trebuit să ceară acordul statului român la vremea cu sub Carol I să traverseze teritoriul, au refuzat concursul armatei române pentru a se trezi în situația penibilă să aibă căile de aprovizionare tăiate și să-l treabăiască să ceară ei acum Carolica, hai mă, tu le da? Și bineînțeles putere legiuitoare comună prin obștească adunare. S-au prins că până nu unifică administrativ, legal, cum. cele două cadre, este imposibil progresul. Cererile astea parvin Marilor puteri și la 7 august 1858 avem, de data asta nu e congresul, că asta încurcă pe mulți, mai ales la BAC am prins confuziile astea când se învăța, ăsta nu mai e congresul de la Paris, ăla a fost în 1856, asta e convenția de la Paris. Le sunt trimise hotărârile din principate și marile puteri hotărăsc. Se admite denumirea de principatele unite ale Moldovei și țării românești, dar... Se face, dar nu se face, pentru că domnul, guvernul și adunările legislative sunt separate. Se admite doar un minim de unire, se creează două instituții comune. Corpul legiuitor, Comisia Centrală și Curtea de Casație, amândouă instalate la Focșani, oraș de graniță vorbisem noi când vă mai relatasem alte povești de iubire de nunta pe care a făcut-o Vodă Bibescu cu Marițica Văcărescu la Focșani, având un naș pe domnul Moldovei, pe Mihail Sturza, că fusese cumva o prefigurare da. a unirii principatelor. Deci ni se dă minimul posibil. Nu se admite să se facă unificarea propriu-zisă și atunci reprezentanții unioniști din cele două țări trebuie să găsească soluții. Și soluția va veni din faptul că uh, în text nu se făceau specificări clare vis-a-vis -vis de alegerea domnitorului. Corect, dacă trebuie să fie unul sau doi. Este momentul când spiritul ăsta uh, inventiv românesc, că noi am ajuns să-i spunem descurcăreț, dar cu sens peorativ. Da, da, da. Că noi nu suntem capabili de lucruri serioase, suntem în stare de numai descurcăm. să o mermelim. Nu e întotdeauna valabil... În anumite situații s-a dovedit clar că e o calitate față de unul tipicar care nu știe să iasă din litera legii. Românul când e confruntat cu ambiguitate, de multe ori găsește soluții salvatoare. De data asta, soluția a fost găsită în sensul că s-a găsit o hibă da. în textul de hotărâre. Este de altfel legea fundamentală a țării până la 1864, când Cuza dă statutul dezvoltător al Convenției de la Paris. Și în felul acesta... Ai, bineînțeles, mai mulți candidați la tron. Se pregătesc alegerile, de fapt, de domnitor. Sunt mai mulți candidați. În Moldova îi avem pe fostul domn Mihail Sturza, cel de la Pașopt, împreună cu fiul lui de care am vorbit în podcastul cu luptătorul român, Beizada Grigore Sturza sau Beizada Vițel. Vițel Așa, Grigore Sturza s-a retras din proprie inițiativă, ceea ce a și dus la răcirea relațiilor dintre el și tată. Mai este Costache Negri. Costache Negri se retrage din cursă pentru a-i facilita, asemenea face și Alexandrii, pentru a-i facilita ascensiunea lui Cuza. Și în felul ăsta, întruniți într-o sala Muzeului de Istorie Naturală, sper să nu spun prostii din Iași, unioniștii moldoveni, la Elefant se numește sala, da, da, da. obțin alegerea cu majoritate de voturi a lui Cuza la 5 ianuarie 1859. Pentru țara românească, alegerea asta din Moldova simplifică lucrurile. Ca să obții unirea, trebuie să-ți și la București Tot ăla din Moldova. Problema la București este însă una ceva mai spinoasă. În primul rând ai mai mulți candidați, sunt doi foști domnitori care candidează Barbu Dimitrie Știrbei și Gheorghe Bibescu. Am mai spus asta, dar o repet că e important. Cei doi, deși au nume diferite, sunt frați. Sunt amândoi din familia Bibescu, dar că Barbu a fost adoptat de rude din familia Știrbei care l-au făcut moștenitor. De aia diferă numele. Uh, îl mai ai și pe fostul domnitor Alexandru Dimitrie Ghica, dar care așa cum am spus eu, domn cu vederi unioniste și Barbu Știrbei o se până când a venit vorba de candidatură și asta care i s-a pus în vedere păi ce faci cu Ai zis că da și acum Cea când e cali. vorba de orgolul luma zici că ba, așa și mai este și aici o beizadea, aici apar cele două beizadele, oameni care au făcut mult bine României, uh, mai mult ăsta, cel de-al doilea, este Dimitrie Ghica, zis beizadea mitică este fiul domnitorului Grigore al IV-lea Ghica, lui datorăm structura modernă a orașului Sinaia, printre altele. Dimitrie Ghica a fost unul dintre primii care au înțeles că, bă, odată trei se ia să iasă doi oricum nu avem șanse. Și el cu unchiul său, cu Alexandru Dimitrie Ghica, s-au retras de bunăvoie, dar mai rămâneau ceilalți doi și marea problemă era dată că din cei 71 de deputați... 46 sau câți erau? Erau conservatori. Deci corect. majoritatea o aveau conservatorii <coughs> și mai aveai și triunviratul ăsta de cai dintre care doi erau la fel retrograzi. Deși în structura de conducere și în adunarea deliberativă, ponderea majoră o aveau conservatorii. Corect. Și atunci începe o fierbere din asta generală. Aici revenim la textul lui Orășanu, că suntem deja pe 23 ianuarie. Seara. Corect. Lucrurile se petrec la Mitropolie, acolo sunt dezbaterile, Mitropolia la vremea aia, ea mai păstrează niște semnalmente, dar e greu de imaginat astăzi. Era ca o cetate. Era înconjurată jur împrejur de ziduri. De ziduri. Se puteau închide porțile și în felul ăsta poporul, mulțimea, nu mai avea acces la uh, adunarea, la clădirea adunării. Însă, campaniile astea de propagare a sentimentului unionist dăduse roade cânte cu Hora Unirii, chiar dacă cei din perioada dinainte de 89 probabil că au fost exasperați de el. Da auzindu non-stop este unul din primele șlagăre într-adevăr, pentru că ăsta fiind cântat era ușor de reținut este contribuția a doi oameni de cultură versurile sunt ale lui Vasile Alexandrii iar muzica este a una dintre primii noștri compozitori de factură clasică dar el este un străin stabilit în România, a lucrat și pentru Teatrul Național este vorba de Alexandru Flechtenmacher el e cel care a făcut muzica de la Hora Unirii până la apariția mijloacelor moderne când tatu era una dintre cele mai bune mijloace de propagandă. Corret. Pentru că le rețineai ușor și știai. Hai la Milcov cu unire să-l secăm dintr-o sorbire. Iarăși, râu râul, <laughs> Ne Nefăcând aici reclamă, dar aici trebuie pâte. Nemuritorul Ghiuri Pascu. Azi, că am fost și am turnat niște coniac în Milcov ca să putem să-l secăm dintr-o sorbire. Așa. Da. Ca să și treacă... zice și ce a zis. I-a zis, pune să eu deget aici și s-a băgat duble stângă. <laughs> ca să treacă drumul mare peste noastre noastră vechi hotare. Lucrul ăsta fiind clar, la București, datorită unor agitatori, cum a fost acest domn care Răcanu, agitator, sensul lumea să nu creadă. Fraților, știi? Da. să nu ne lăsăm da. să iasă. Nu agitatorii din perioada comunistă. Nu. Treaba asta e în funcție de ce deservește. Da. Corect. Ea în sine poate. Fi Avem o... termenul în sine. Și... Astăzi chiar am avea nevoie, la un moment dat, de o conștiință publică ceva mai trează. Da. Ar trebui intonat mai apăsat. De Reapăruse știu. la, în, 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 timpul Revoluției, ca agitatorii și, și așa mai departe. Și de atunci nu prea mai auzit. Da, termenul în sine poate să capete conotații, Correct. dar ăștia sunt oameni care au mers prin prăvălii, da. el o și spune, în însemnările astea. Hai, fraților, hai pe dealul Mitropoliei, că ăștia e posibil să ne lase fără. Da. Da. să strice unirea, să numească pe unul de a lor. Aici, într-adevăr, probabil că au intervenit și orgolii, adică cum să-l accept eu pe unul de la Iași, nici nu-i mare boier cu tare, dar să spunem oamenilor că una dintre, probabil că au fost mai multe, dar una dintre, astăzi te bufnește rus una dintre, unul dintre motivele pentru care antiunioniștii nu voiau să facă treaba asta, ei mustind românitate și să ne unim, era că, bă, dacă se alege București și să ducă acolo și stabilesc capitala, Iașul își pierde din faimă și da, din importanță. Asta era contrapartida. Știi? Adică, bă, boierii valahi strâmbau din nas, ne vine moldoveanul ăsta să ne da, conducă. Exact. Iar cei din Iași, asta o să Poi rămânem. Băi, pierdem ce? Unde? O să rămânem în oraș. Este din din că... păcate, un spirit dintre ăsta care se manifestă astăzi, nu vreau să jignesc, dar prin sentimentele astea de separatism, uh, ardelenii, uh, comiticii. Noi nu avem treabă cu ăștia, da, există da. și un separatism bucovinean, chid că parte din bucovina istorică nu mai e în România, dar mă rog, <laughs> altă corect, discuție. Nu au afacere, pot să susții specificul regional, bu, valorile regionale, nu prin diferențiere, băi, voi sunteți niște. Da. Nu, și la noi frumos. Și, și la, la voi știi, frumos da. chestiuni de astea mie îmi place Palinca nu îmi place țuică, da bea nene îmi place ce ai tu cu ce îi place ăstuia da. de, la, de la câmpie în zona asta că am auzit treaba asta doamne aceea nici febră nu-i uh... <laughs> da mă rog să revenim da. la chestiuni mai serioase cert este că existau nu s-a schimbat nimic până astăzi existau mesaje dintre astea subversive ce ne trebuie nouă Oamenii ăștia merg prin prăvăliile Bucureștiului, Bucureștiul este la momentul ăla, cum a rămas și astăzi chiar mult mai mult, principalul centru economic din spațiu românesc și meșteșugarii bucureșteni, cizmarii, calfele mai ales, tăbăcarii au un rol important și măcelarii, care nu se spune clar dacă și-au luat și instrumentarul cu ei, <laughs> Așa, dar umplu actuala piața Unirii, are cu totul alt, aspect la momentul respectiv, dar umplu poalele de al lui Mitropolie atât dinspre Unirea de astăzi, cât și dinspre Filaret din spate înspre strada 11 iunie și pândesc cu atenție ce se întâmplă. L-am dat forțează cordonul de dorobanți și de jandarmi și pătrund în incinta zidită a mitropoliei, astfel încât sunt reale afirmațiile că unii dintre deputați se gândeau dacă mai scapă cu viață. Corect. S-au trăit niște scene similare cu anii 90. Da, da. Uh, mulțimea amenințând că dacă nu iese candidatul Unirii, în primă fază trebuia să fie Nicolae Golescu Urmând exemplul celor din Moldova S-a retras Nicolae Golescu și-a permis în felul ăsta Candidatura lui Cuza Și urmează propriu zis liberările. Conservatorii se întâlnesc acasă la Boero Tetelișanu, La uh, Vornicu Iancu Tetelișanu, Pe locul unde este în prezent Palatul Telefoanelor Acea uh, clădire a dispărut în timp ce candidații unioniști pe 23 seara se întâlnesc în locația a care i poză uh, ai adus-o tu. Este de pe Bucureștiul meu drag, ca să facem specificația, specificarea și este undeva, are o, amele poze au o etate undeva de vreo 10 ani. Bun. Da? Să facem localizarea. Centru vechi, s-ar fi numit la vremea Ulița Nemțească. După 1878 a fost botezată Smârdan, denumire pe care o păstrează până astăzi, face legătura între strada Șelari, se urcă de la barieră în stânga către Banca Națională. Aceea este strada. La numărul 39, mi se pare, întâlnim această clădire în Momentul când aduci tu pozele este un moment trist. Corect. Pentru uh, a așa așa arătau. arătau, ziariștii au voie să meargă să facă poze repet, repet, este o poză de acum, sunt niște poze de acum 10 ani. Acum așa dacă arătau? ne ajută puțin George să aducem Fără în față poza, și măcar articolul da. legat de restaurare pentru că se întâmplă și lucruri bune. Au fost o chestiune de vreo uh, 20 de ani de zile în care cu retrocedări și așa mai departe nu se știa. Uh, unde s-a ajuns, a cui este hotelul, a cui este spațiu și așa mai departe, logică fiind ceva construit la 1850 și ceva. Avea doar 2 ani. De Aha, când era da, da, 2 50 ani și... sau... Nu, 1852. Și doi. Avea șapte deci ani. ani. Așa, normal. noi am făcut aici că facem campanie publicitare. Am zis tot numai numele, nu zis. Da, este Hotel Concordia. Concordia. Corect, Hotel Concordia. Uh, Hai Arată, se, chinie, se chinie George da. între timp să găsească uh, Arată din nou. un picuț altfel Pentru că a fost luat de către cineva Da da. Care a început o operă de restaurare E foarte greu, Aia acum să nu fim nici noi ipocriți E foarte Gabriel Pănoiu Iată exact. renașterea hotelului Concordia Aici ceea ce se vede jos Într-adevăr este un meș Un da. om ușama Mare, care acoperă, pentru că aici, așa, dar sus deja. Vedem clădirea restaurată. Da. An de zile a fost. Câte am paragine. constatat eu din teren, că eu am început să fac tururile prin oraș, au început restaurările, cred că în decembrie 2022. Deci avem un an. Un an, an și zis ceva și au progresat bine. În articolul de aici, făcut tot. În decembrie 2022. Se preconiza că va avea loc inaugurarea la sfârșitul anului trecut, 2023. Nu știu să se fi petrecut da. așa ceva, dar oricum situația este mult mai bună decât anterior. Corect. Adică, noi nu vrem aici să prezentăm doar aspecte negative. Nu, din potrivă, din ne -am eu bucurat. am fost cel care am venit și am spus, uite cum arată, și Damian mi-a spus, băi eu am știință că s-a întâmplat ceva în ultimul an, am ridicat mâinile am predat armamentul și am zis, domnule, de la pozele acestea. Ok, repet, a treia oară, nu sunt din actualitate. Știam că au 10 ani de zile, dar nu am știut, pentru că acolo tot timpul se mai trăgea un pic de mașii ăla și băgai așa capo, fixat Era culoarul ăsta lung, pentru că noi de da. aici facem poza cum ar veni și se vedea aici demolat. Iată că ușor ușor. Este o inițiativă particulară, Incredibil. este o inițiativă care cu greu va renta pentru cel care a făcut-o. Dacă vrea să deschid o cafenea sau ceva, aici la catul întâi, la etajul întâi, la apartamentul 5 parcă, aici e decisă soarta României moderne. 23 ianuarie, noapte, -seara, seara, 24 dimineața, reprezentanții Partidului Unioniste au două ședințe, cel care vine cu soluția, de fapt, evident, aia, ce -a, ce -a, aia este cea Vasile mai mare. care cea la mai mare avea ziar naționalul. Băi, fraților, dacă vrem să întâmple, asta e singura cale. Că deștepția în da, convenție, da. nu ne-au trecut că nu avem exact. voie să alegem același om. Am făcut iartă-mă o pastilă cu să-și legăturare cu Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde doi săritori în înălțime, prieteni, unul italian și unul din, din Qatar, s-ar doi metri 37 m la săritul în înălțime, după care la 2,39 următoare ridicare, toți, toți, ambii nu trec niciunul. De, de, în cele trei sărituri. Și atunci, la un moment dat, asta este discuția. În fața arbitrului care ce bă, băieți, voi aveți 2, 3, 7 și tu și tu, și 2, aveți 3 9 aveți trei ratări, tu trei ratări tu. Trebuie să facem o săritură de departajare ca să luați aurul. Și Catarezul întreabă, auzi nu? nu se, poate lua două nu se pot lua două medalii de aur? Și ăla zice, conform regulamentului, da. Se întoarce către uh, atletul italian și îl întreabă, ce facem? Și ăla zice, hai să scriem istorie. Se iau în brațe și iau amândoi medalie de aur. Exact așa și aici așa vine da. un băiat deștept așa și întreabă da. doar atât. Bă, e obligatoriu să alegem altul sau putem să-l alegem doar pe ăla? la vine și spune, bă nene, nu scrie în lege. <laughs> în articol? Dar vezi, e o chestiune de... Contează să apară... Poate era Golescu, po ok, era retras, sau poate alegeau pe altcineva. Golescu sau se retrage din propria da. inițiativă. Poate este alegeau pe altcineva. Dar chiar ce s-ar fi întâmplat... Mun, cuza este acolo? Hai sfat. Asta și e alegem, da, să Și aici alege? Da, alege mix. Nu. N-ar fi venit ideea asta. Și alegeau ceva, fără să falsifice alegerile, fără să așa decideau. Totul un Cel mai probabil lucrurile tot în direcția aia ar fi curs. Dar poate nu atunci. Dar sau a mai durat sau... și pierdeam un start istoric extrem de important. Da, da. Așadar, era nevoie neapărat de conștiința asta unor oameni că unirea doar așa poate să se întâmple. Ceea ce este încă mai spectaculos este faptul că asta reușește să coordoneze cu oamenii aflați în piață, cu cetățenii Bucureștiului care amenințau să dea năvală să-i nenorocească pe deputați dacă nu votează, dar ei îl votează până care e absent. Cuza nu e la București da, da, da. în momentul dar, ăla. A, ai spus, n nu mai mi-aduc aminte, nu că n-am fost atent, că am fost când e cu Hai Sictir Farsorule, când el, el joacă joacă biliard la Iași și cine se găsește să vină să-i spună că bă, vei fi ales și aici și acolo, Deci ce aveau niște, sau cel puțin în Moldova, nu cred că știau și de Muntenia aici, clar că nici ani din Muntenia nu știau bine, dar îi spune, bă, tu vei fi candidatul așa, negruții, cel care era contră. Și zice-se că în timp ce ăla dădea în bile, ăla îi zice, băi cel puțin de aici și în Moldova, tu vei fi ales. Și ăla îi zice, hai sictir farsurile." Da, n-a crezut. Hai să i continuare. Era și greu de crezut după sute Și venită de, ani, de la unul antiunionist. După să mă anunțe. Și toată istoria episodului Mihai Viteazul ăsta. El e real, dar este episod e foarte, și da, o altă e, conștiință exact. politică. Da. Nu exista până atunci, nu existase precedent. Era greu să și imagineze un moldovean la vremea aia că va putea fi ales și în lipsă. Nu exista o campanie de a, la alegeri cum există astăzi. Doamne, cum este istoria asta. Deci două personalități imense despre care nu se vorbește. Nentu cu care vine și zice, bă, dar ce nu-l alegem doar pe ăla? Și doamna Cocuța care află alea, că dacă nu, nu știm dacă mai în de vorba cu despre unire. Și un băiat care nu este acolo în momentul în care este ales, un băiat care urmează să devină domnitorul Țării Românești, adică și totuși cumulați în rest cu <laughs> Știi? oameni de care se vorbește da, mai mult sau da. mai puțin, un go de genii bolun. politice, golești, de boieri mari, dar cu sentimente patriotice golești și Dimitrie Ghica. Dar domnule, eu mă retrag. Nu mi trebuie. Les de ar fi putut câștiga sau dacă se făceau niște alegeri, putea să pună în roate cât în da. Ca să se ajungă la momentul 24 ianuarie moment în care există această legendă că de la o fereastră a Adunării Deputaților se flutură batistă albă, ca să înțeleagă și mulțimea adunată că s-a ales Habemus Papa, cine trebuie? Nu dăm pe coș, că dacă pe... s-ar fi fluturat aia neagră, riscau... Hai să intrăm! Da, că în felul ăsta au, scăpat deputații de măcelari și la măcelar nu este o figură de stil, este la propriu breaz la măcelarilor, care stăteau cu vreți să luăm cotlet de berbecuți sau de dumneavoastră astăzi? Da, vreți să luăm cotlet de berbecuți? N-avem! luăm din da! Nimeni n-a lucrat în zilele alea, erau toate prăvăliile Cam ca acum! Și toată lumea stătea pe deal să se vadă dacă se va întâmpla lucrul ăsta oba. Și se întâmplă. 24 ianuarie 1859, dacă s-a întrebat cineva, pentru că am auzit remarca asta, ce au pus domne statuia lui Cuza pe dealul Mitropoliei? Păi ăsta n-a secularizat averile bisericii? Ba da, a făcut-o, asta e cu tot o altă discuție, dar statuia lui stă acolo pentru că îl ai locul unde s-a înfăptuit unirea. S-a uitat faptul că nu mai este clădirea actuală a Palatului Patriarhiei, dar și acea clădire a servit până în anii 90 drept uh, sediu al uh, Parlamentului Român. Acolo era clădirea propriu-zisă a Parlamentului. Se păstrează placheta pe, faț pe fațada actorului Palat al Patriarhiei pe partea dreaptă. Se aduce aminte că aici a fost ales. Repet, într-un alt cadru, Cuza ajunge la București abia pe 8 februarie. Pentru că este moment de stupoare. Întreabă în stânga, în dreapta fiecare. Bă, și acum cum ne organizăm? dar în cele din urmă se uh, organizează festivitatea e una dintre sărbătorile de cea mai mare amploare raportată la populația Bucureștiului orașul așa cum am spus avea până în 130.000 de locuitori 100.000 de oameni și de la satele din împrejurimi au întâmpinat alaiul domnesc de la 15 km distanță de intrarea în oraș. Întregul oraș era împodobit cu ghirlande, se făcuseră arcuri de triumf. Traseul a fost evident da. pe podul Mogoșoaiei, Clar. încă nu avea denumirea de calea victoriei, cu ghirlande la balcon, cu iluminație, cu mulțime care salutau, trăiască principele, trăiască Maria Sacuza, trăiască domnul Unirii și aici vedem litografie Observăm că încă este uh, limbajul intermediar, uh, grafia intermediară dedicată onorului domnului Dumnealui, domnului dom deputatului capitalii București Roseti. Este unul dintre fruntașii revoluției. Asta este intrarea alaiului princiar la mitropolie. Așa arăta vechea incintă. turnul clopotniță se păstrează până astăzi, dar așa se făcea intrarea cu mulțimea. Iată se Unebarbu care... încă nu. Încă nu, nu turnul clopotniței. Acolo e a el acolo asasinat când trece pe acolo. mai da. târziu, da, un alt eveniment da. politic, o să facem așa da. un rezumat, chiar dacă, dacă mă întreb pe mine, Monșer domnitorul Cuza merită un podcast al său, dacă da. ne documentăm da. cum trebuie. Este momentul propriu-zis în care intră Domnitorul Unirii în București și după care începe o foarte lungă uh, bătălie diplomatică și administrativă ca unirea realizată în, uh, ca gest să se transforme într-o unire în fapt. Aveai nevoie, în primul și în primul rând, bineînțeles, de recunoașterea uh, internațională. diplomatică. Pornind de la Sultan, care era în continuare suzeranul celor două principate. Da. Să nu uităm că mai sunt ceva anișori până la independență. În primă fază, în schimb, exista temerea pentru dacă se menține independența. Sărbătoare în toată țara, avem acest tablou al lui Teodor Aman, Frumos Hora Unirii, asta. e la Craiova. Frumoasă asta. Sărbătorirea. S-a cântat atunci Hora Unirii pretutindeni, inclusiv la Teatru Cel Mare. Teatru, vechiul teatru național pe calea Victoriei, domnitorul a fost primit cu spectacol și s-a uh, cântat Hora Unirii, se va menține tradiția asta la fiecare 24 ianuarie dar totodată locuitorii se bucură, în schimb armatele celor două principate sunt cam primele instituții care se unifică de nevoie la tabăra militară de la Florești, unde ar fi în și relatarea cu Madame Chipiu, Chipiu, pentru a contracara o posibilă intervenție străină, să zică zicându-se că băi, ăștia nu să accepte ce am făcut să fim noi. pregătiți. Și mai bine să fim pregătiți. Din fericire, cu concursul sprijinului acestuia al diplomaților s-a reușit, dar până acolo, deși asta ar merge de încheiere, Monșer, eu zic totuși să respectăm uh, treaba de cronologie. Uh, în momentul când a ajuns la 8 februarie cuza la Mitropolie, bineînțeles că s-a făcut slujba de TD tedeum în primă fază, după care au intrat în sala mare și acolo. Trebuia să-și depună jurământul. Mitropolitul i-a întins regulamentul uh, clasic, să spunem, cel pe care îl rostiseră și domnitorii de până atunci, dar cuza respins și zicând că el cam are idee despre ce are ce vrea să spună, și-a spus așa, ceea ce cu siguranță la fel nu se folosea înainte de 89, jur în numele prea preasfintei treimii și în fața țării că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele principatelor unite. Că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate. Și că nu voi avea înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Ăsta e unul dintre actele de naștere. Să dea Dumnezeu și așa, așa Dumnezeu și compatrioții mei să mi fie într-o ajutor. După care urmează. E ultimul citat pe care îl folosesc din cartea asta Mie mi se pare cel mai frumos text Legat de asta Îi spusese și Rosetti Venind să-l felicite Pentru alegerea din Moldova Că atâta vreme cât vei ține steagul Unirii sus și al nației Noi te vom urma oriunde vei merge În schimb în cameră Mihail Cogălnicianu Se ridică și îi rostește Este tot la momentul alegerii în Moldova Deci preced aceste jurăminte Îi spune așa prin înălțarea ta pretronului Ștefan cel Mare, s-a reînălțat însăși naționalitatea română. Alegându-te de capul său, neamul nostru a vroit să împlinească o veche datorie către familia ta, a vroit să răsplătească sângele strămoșilor săi vărsat pentru libertățile publice. Alegându-te pe tine, domn, în țara noastră, am vroit să arătăm lumei aceea ce toată țara dorește. La legi noi, om nou. O, Doamne! mare și frumoasă ți emisia. Fi dar omul epocii. Fă ca legea să înlocuiască arbitrariu. Fă ca legea să fie tare. Iar tu, măria ta ca domn, fi bun, fi blând, fi bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Nu uita că dacă 50 de deputați te-am ales domn, însă ai să domnești peste 2 milioane de oameni. Fi simplu, măria ta, fi bun, fi domn cetățean urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr și închisă la minciună și lingușire. Astea sunt textele fundamentale pentru 24 ianuarie, 18... pentru ianuarie 1859. 5 ianuarie la Iași, 24 ianuarie la București, moment de euforie pentru tot ce era suflare românească. Sunt ecouri și în Ardeal și nu-s puține vis-a-vis -vis de alegerea domnitorului Unirii, dar trebuie apoi ca această euforie să se concretizeze și în fapt. Nu durează mult, 20 noiembrie 1860, după vizita din septembrie 1860 a lui Cuza la Constantinopol, se întâlnește cu sultanul Abdul Mecid care mai avea un an de domnie. Intră acolo drept, asta nu e fabulație, intră în palatul Dolmabahçe care poate acolo, fi vizitat. Și acolo și asta este Dumitru Almaș, că în loc să stea pe perine de puf, așa s-a dus e, drept și nu și sultanul, care îi primea pe Supuși pe vasal Pe perine, stătea, trântit și așa mai departe Îl primește în picioare Ca pe un uh, conducător pe, de, de, de stat egal, egal în drepturi Corect. Că până acum. Uza ar fi spus Că așa m-a trimis pe mine țara Și este adăugat în Povestirile istorice că zicala aia că bre, bre, bre la noi N-am văzut așa om Adică da, într-adevăr, da. bun, discuțiile sunt cu siguranță Mai complexe Și rezultatul și este o prestanță. Că... În poză se vede, acolo da. nu trebuie să fii Mare specialist în 29.06.1860, actul ăsta este aici iarăși și mult mai puțin. Așa, 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 acolo într-adevăr a pus un punctuleț punct mai la. Da. Este în turca osmană. Vedem sus tugra, semnătura oficială. Băi, băiatule, să face aia. Erau niște caligrafi monșeri specializați. E perioada când Imperiul Otoman încă folosește grafia arabă. Este firmamul. Ăsta un fel de act de naștere. Firman, de confirmare. Da, de un fel de putem să luăm ca un act de naștere Actul sau de naștere, un... nu l-am găsit un format Este actul de alegere propriu-zis propriu Semnat zis, la da. București, pe 24 ianuarie Asta e, de... Asta e uh... de, de document de călătorie Nu știu exact știi, cum de... se produce uh, treaba administrativă Dar în momentul în care înregistrezi la primărie Da cumva. Deși primăria îți dă certificatul de naștere propriu zis, dar să zicem că e un soi de certificat constatator. Da. Am luat act de naștere, în felul ăsta se legitimează, primesc și acceptul celorlalte mari puteri care acceptă ceea ce Nicolae Iorga a definit lucrul ăsta, politica faptului împlinit. Bă, au făcut-o, las că vedem noi după, e recunoscut oricum doar pe perioada domniei lui Cuza ceea ce au determinat pe unii să-l să dorească pe Cuza ca fiind domnitor pe viață. Băi, hai să o ținem, că nu se știe ce se întâmplă după. Am adus în adins o treabă care se vede clar că e dintr-un caiet școlar, dintr-un dintr manual, pentru că e colorată de mână. Da. Așa arătau inițial Principatele Unite. Imperiul Otoman la sud, Imperiul Austriac la vest, Imperiul Rusiei la răsărit, o Moldovă ciuntită, din păcate nici astăzi nu e întreagă. E și cu mai ciuntită acum. Sudul Basarabiei e în momentul de față Ucraina sau Republica Moldova, a revenit o parte din Bucovina istorică, în schimb țara românească, de bine de rău, este întreagă până astăzi, este și Dobrogea adăugată între timp, dar asta este prima formă legată a statului român, care pe perioada domniei lui Cuza nu se va numi România, ci Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, asta a fost denumirea oficială, în schimb, domnia propriu-sa lui Cuza este și momentul în sine uh, păstrat în această pictură a lui Teodor Aman este unul dintre începătorii Bine. picturii noastre, este fondatorul de fapt al școlii noastre de pictură uh, s a păstrat uh, inclusiv la Art Safari a putut fi văzut această imagine și uh, pentru cine are răbdare să stea să dezlușească, chipurile nu sunt uh, reprezentate simbolic da, ele sunt în ale unor în conformitate -au fost acolo. Cu, cu realitatea și pot Pot fi identificați la un moment dat în imagine, există și legende pentru această imagine, dar mult mai interesant este această pictură simbolică, cele două principate românești, cele două provincii, costumele populare sunt cu inspirații din cele două zone. E un Ce fapt știut asta. că ă, costumul popular are niște particularități în funcție de zonă și l-am dat s-a produs, și mulțumesc Alexandrei Negrilă că mi-a lămurit treaba asta. Iar Alexandra! Iar Alexandra niște au fost niște politici de uniformizare care au încercat să tragă același model peste tot la alb cu negru. Nu e așa și culorile diferă în funcție de zonă. Aici sunt reprezentat, bineînțeles, o femeie din Moldova și una din țara românească, din uh, Muntenia, cum a mai ajuns să fie cunoscută. Este momentul simbolic, să spunem așa, al unirii. Ce aș mai vrea să punctăm pentru final, Monșer, că ăsta este momentul propriu, cum zis, pentru domnia lui Cuza astea sunt uh, subiecte pentru un podcast viitor, este că pe lângă această recunoaștere, doi ani mai târziu, 24 ianuarie 1862, tot pe dealul Mitropoliei se reunea primul guvern comun, că a durat un pic până s au unit din punct de vedere administrativ, Cogalniceanu, Culmea Moldovean este unul dintre principalii susținători ai transformării Bucureștiului în capitală, i s-a ars portretul la Iași când s a auzit că susțin. Știau ce știau ei că o să dispărem Că susține ca importanța ca orașului. Asta, dar omul a spus-o foarte limpede, zicând, București este așezat pe vadul economic corect, de-aia e Bucureștiul capitală până azi, dintr-un interes practic, că este așezat într-o zonă foarte propice comerțului. Pentru că are deja clasă de mijloc, are burghezie, avea cei mai mulți meșteșugari și negustori din întreg spațiu românesc și în felul acesta, primul guvern, într-adevăr, sub președinția lui Barbu Catargiu, este primul prim-ministru al principatelor Unite al guvernului unic, din păcate, este și primul asasinat din istoria modernă a României. În iunie 1862 va fi împușcat fiind în trăsură cu prefectul poliției, cu Bibescu. Uh, e împușcat de la scurtă, de la o distanță foarte apropiată și uh, acest fapt este marcat până astăzi de monumentul pe care l-a ridicat Rafael și care se păstrează acum în stânga dealului Mitropoliei. Motivul asasinatului care se pare că s-a făcut și cu știința lui Cuza a fost opoziția acestui ministru strălucit orator, dar politician conservator retrograd, la adoptarea legii rurale, care a fost probabil actul cel mai cunoscut al domniei lui Alexandru Ioan Cuza. E, e foarte interesant discursul pe care l-a rostit Cogălnicianu ulterior, care a devenit la rândul său prim-ministru, pentru că asta e, una e să faci unirea, una e să le spui tuturor că noi suntem români, alta e să o și simtă și discursul lui Cogălnicianu arată faptul că oamenii ăștia au știut să și urmeze momentul lui de unire declar cu franchețe că sunt pentru îmbunătățirea soartei țăranilor de fapt ăsta e titlul discursului că în această îmbunătățire văd fundarea naționalității române până când țăranii nu vor fi cetățeni, noi nu vom avea nație 2000 de boieri nu fac o nație acesta este un adevăr ce nu se poate contesta este timpul ca înaintea interesului privat, e un îndemn pe perfect actual, să ne gândim la interesul cel celopștesc, ca înainte de a ne ocupa de moșiile cele mici, să ne ocupăm de moșia mare, România, cum făceau părinții noștri. Am avut îndrăzneala în circulările mele a vorbit țăranilor de drepturile lor, de demnitatea lor de români. Le-am vorbit de gloria strămoșilor lor, de timpurile lui Ștefan cel Mare și ale lui Mihai Viteazu, când și țăranul simțea ca o patrie și alăturea cu băierul se bătea pentru apărarea ei. Deci asta, patriotismul ăsta sec, că noi suntem fii păi da mă, da, unii o ducem bine și alții mai puțin. E din păcate actual și astăzi. Până nu simte și omul obișnuit că e într-adevăr fiu al țării, că și drepturile lui sunt respectate. Asta este un citat dintr-o lucrare extrem de valoroasă, Radu Olteanu, București în date și întâmplări. Este tatăl doamnei profesoare Antoaneta Olteanu, pe care am avut o invitată și pe care o salut, pe care aceasta e română. una dintre cele mai, bune document, cele mai bine documentate lucrări despre istoria Bucureștiului. Lucrurile astea au fondat, propriu zis, națiunea română, au plecat de acolo pe lângă tablourile astea care o simbolizează, pe lângă Hora Unirii care a rămas până astăzi Stine. au plecat și o serie de legende istorice probabil că personajul cel mai cunoscut asociat momentului Marii Unir, datorită talentului de scriitor al lui Ion Creangă, a rămas el e un personaj istoric realist deputat din județul Putnei de la momentul respectiv, Moșion Roată Roat. bătrânul țăran sfătos, reprezentant al înțelepciunii populare cușman, mână strânsă așa da, care atunci când boierul încearcă să-i arate uh, foloasele unirii și pune șase țărani să ignească să ridici un bolovan pe care unul singur nu-l putea ridica, îi zice da boier, dumneata, da matale n-ai pus umărul să ridicăm la asta, adică mersi că e egalitate da, că, not că tot da, noi dar cărăm nu pentru căței, da, știi? exact uh, cu uh, la fel întâlnirea lui cu Cuza sunt anumite imagini istorice care bun, dincolo de acuitatea lor servez drept simboluri până astăzi. Că despre asta vorbim în definitiv și ea în ansamblu perioada aceea, pentru că se petrec lucruri și înainte și după. Eu mi-am notat câteva repere, așa, una odată ce se petrece prin București. Apare fabrica Asan, și după alegerea lui Cuza apare turnătoria lumetră, deci intrăm și noi în zorii industriei moderne. Administrativ a apărut deja linia de telegraf electric, care la fel a avut o importanță mare, că se putea comunica foarte repede. București era deja iluminat stradal, este primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant. Cimitirul Belu are exact vârsta principatelor, este devenit activ în octombrie 1859, deci numai ce se făcuse unirea și s-a creat și acest panteor național, au început să fie pavate străzile și, foarte important, în tot timpul lui Coza apare Arsenalul și începem să ne fabricăm armele fără de care, din păcate, nu prea ar fi mers. Toată activitatea revoluționară s-a făcut posibilă și prin înființarea de cluburi. Primul club este Clubul Român din, de la Cafeneaua Fialcovski, este da. blocul Adriatica, intersecția Câmpinanu cu Victoriei și același, Unde beizadea, este pe un TV. Un, același beizadea mitică este cel care a deschis acest club. Deci e un boier care îi datorăm mult ca viziune, uh, apare casa de editură Socec pe locul actualului magazin Victoria, deci încep să se propage textele tipărite la un alt nivel și apare Universitatea. Universitatea îi se pune piatra de temelie la 1857 sub căimăcămia lui Alexandru Ghica. El este autoritatea în timpul care apare suprema noastră instituție de cultură, în timp ce între 1858 și 1859, prin mai multe legale, că nu poți să le spui altfel, se introduce în cele din urmă alfabetul latin complet, pentru că el tot se tot transiționase, da. dar mai păstrau niște caractere chirilice. Am văzut cum arăta, exact. da, trei litere romane, unul unul... în cele chirilic, din urmă unu... reușesc, hai mă, o dată să-l scoatem pe ăsta. Apoi e unificare vamală, este unificarea poștelor, toate procesele astea se produc în aproximativ un deceniu. Este fabulos și arată clar că de data asta toată țara a fost în acord, că se pot întâmpla lucrurile astea în momentul în care toți înțeleg care ne, care ne este interesul, că e Corect. dincolo de vreo credință mesianică. Băi, asta ăsta e interes. interesul nostru, încolo trebuie să tragem să ne fie bine tuturor. Corect. Corect. Cam astea o sunt... O încheiere de câteva minute, deși ai zis să nu dăm chiar tot, că nu se știe dacă nu ne mai apucăm de domnul Cuza și cu altă ocazie. Bine ar fi. Este... Sfătuit să plece, pleacă, și aici încep discuțiile: decedează la cât? La 53 de ani, 15 mai 18... de la 1820? Deci, la și 18... 18... 1873. 15 mai 73. Bun? E revine și este înmormântat lângă biserica domnească din curtea de la Ruginoasa. După care, doamna Elena Cuza care trăiește mult, 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 vine la 1907, îi spală o semintele și le mută în biserică, după care, că românul îi place cancanul, după care în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că aliniamentul era acolo, s-au niște lupte grele vreme de vreo șase luni, au zis, domnule, hai să-i ducem osemintele la curtea de Argeș. Le-au luat, le-au dus acolo, când s-au întors sosemintele, s-au întors la Iași. Și oamenii din rugina asta băi, stați așa un pic că voi le-ați luat de aici. Păi da, zice, dorința lui a fost să fie mormântat lângă Gogălnicianu. Stop, că nu se potrivește că Gogălnicianu e la cimitire eternitatea. Hai să o lămurim, zice. De ce le-ați dus la trei erari? păi le-am dus la trei erari să fie alături de Gogălnicianu. Păi Gogălnicianu nu e acolo. E în Dar, oraș. Am, citit niște... Exact, ai plecat un pic. Și am citit niște materiale, iarăși pare uh, puțin Benny Hill și cu divertis la un loc. să uh, sătenii din ruginoasa spun, nouă ne-a fost încredințat trupul și cel puțin acum câțiva ani, nu am cunoștință să fie desumat de la trei erari și dus la ruginoasa, uh, scrie acolo, din declarațiile Elenei Cuza, soția domnitorului, rese clar dorința acesteia a fost să se întoarcă la ruginoasa și dacă nu a reușit în viață, măcar după moartea lui să fie încumat la ruginoasa. Nouă ne-a fost încredințat trupul neînsuflețit, pe partea la altă, vin spune, domnule, a vrut la trei rar lângă uh, Gogălinceanu. Arătați-ne și nou unde scrie asta, a zis, au zis cei din Ruginoasa, Să, vedem și noi unde scrie. Păi nu avem Era așa o legendă care circula mai mult pe care orală. Băi, ăla e în altă parte. Acum ar trebui iarăși cum sună traseul semintelor lui Cuza și așa mai departe. Uh, marele domn a avut uh, acea, uh, zice, uh, se flutură steagul la ruginoasa, se duce la Curtea de Argeș, la 29 mai sunt întoarse de la mănăstirea și a fost trimise la Biserica Trei Ierarhi, da? În 47, cu permisiunea lui dr. Petru Groza. Dom'le, am venit și noi să luăm o de la Curtea de Argeș, să le ducem înapoi la Iași. Și cum adică înapoi? Că ele nu au fost niciodată acolo. Și acum se fac iarăși, am citit scrisoarea, întreagă în care studiind cu atenție arhivele și așa mai departe, Dați-ne înapoi o semintele lui, știu, pare bășcălie așa, dar. Deci nici măcar după moarte nu are linii. Ca să nu mai vorbim că în castelul ăla s-au petrecut niște drame mari cu domnul Pipilică, cu unul dintre cei doi fii care e înrăgostit de o fată din lupanarele franțuzești și vine și îi spune mamei, domne m-am tu fiu de domn cu tare și ăla să duce sus, tu își trage una în cap. Da, și n au se avut adică, o istorie foarte feselă. Dar doamna asta Elena, fiii doamna Elena, dotului. doamna Elena, ce personalitate. Și ce face? În afară de așezăminte, că m-am săturat de așezăminte, așez, numai, atâta putem. Măcar dumnei mai e amintită față de doamna Vogoride sau de domnul Da, care... merită să fie evocați Bineînțeles, îă, amplasarea rămășițelor pământești și onorarea lor e o treabă de respect național, dar din fericire faptele lui Cuza au rămas. Da. No, astea ar trebui să ne rămână în prim plan, faptul că au fost capabili oamenii acum 165 de ani să gândească împreună la un bine comun și să-l și pună în fapt. Corect. Și mai aveam și cu asta vorba ta, chiar că terminăm, mai aveam pe undeva de anumai asta citatul lui Mihai Eminescu, cel care îl vizitase în exil pe Cuza. Și spune așa, vor trece veacuri, Mihai Minescu, și nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul de rușine de câte ori va răsfoi istoria neamului său la pagina lui 11 februarie, când se petrece uh, abdicarea, și stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea în memoria generațiilor, precum în orice an răsare iarba lângă mormântul vândutului domn. Da, situația a fost tulbure cu abdicarea lui Cuza. Da. Țăranii n-au uitat vreodată că el le-a dat pământ la un soțit cu miile când i-au venit rămășițele în țară la Ruginoasa pentru prima oară. Așadar, lucrurile astea ar fi bine să nu se uite. Da. În general, să nu se uite faptul că au fost oameni capabili să dorească binele țării. Că de fapt, de asta stăm liniștiți azi când se difuzează uh, podcast podcastul acasă, pentru că la un moment dat, unii oameni chiar s-au unit și s-au unit pentru o cauză bună. Corect. Că e posibil să existe și patriotii sincer și un interes comun care să fie urmat lucrurile astea. Numai niște minți luminate. Dar ne putem exact Oamenii erau din alt material, adică eu ca soție și cu trei copii cu bărbatul din fața mea să-l prind că face nelegiuiri și să zic bă ce aleg unirea care era așa un ideal, nu era ceva palpabil. Da, era frumos, era înălțător, doamne, așa, dar Mm, mai vedem noi, sau ăsta care e lângă mine. Și care, dacă eu nu spun treburile astea, sunt mari șanse ca el să devină un domnitor, un ceva în Moldova, nu? Că alegerile erau făcute cu tare. Da, știi cum mai glumesc eu, dar e o glumă, așa cu un pic cu iz de, de, durere, oameni ca, material din, din ca ăsta nu prea să mai construiesc cu oamenii. Dar tocmai am găsit fraza perfectă de final și mulțumesc frumos, Monșere, pentru și pentru Eu mulțumesc. întâlnirea Eu mulțumesc. de astăzi. Orice. Urmează destule. Da. ne -am, stabilit lista ăsta mai lung, parcă, decât da. celelalte. Da am, plecat, da, am, plecat, am plecat organizat, da. să spunem, la drum. <laughs> nu mergem așa de capul nostru. Și să ne toținem. Doamne ajută. Fraza de final ar fi, și o voi spune către cameră direct, fraza care e cel puțin atribuită lui Cea Rosetti vis-a-vis de mințile luminate, Cea Rosetti ar fi spus, luminați-vă și veți fi. Pe curând și o sărbătoare pe placul dumneavoastră. Toate cele bune!